În baza lucrărilor publicate cu titlul Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, probleme controversate a pretendentului domnului dr. Victor Sfircun. Permiteți-mi să aduc la cunoștință componența Consiliului Științific, subsemnat în calitate de președinte, Ion Xenofontov, cercetător științific, doctor în istorie, secretar științific, domnul Ion Chirtoagă, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător, Victor Ghilăș, doctor habilitat în studiu artelor, conferențiar cercetător, Anatol Petrenco, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Valeriu Păsat, doctor habilitat în istorie, profesor universitar academician, Ion Ieremia, doctor habilitat în istorie, profesor universitar și domnul Gheorghe Postică, doctor habilitat, profesor universitar. Iată, aceasta este componența comisiei. Secretarul științific va aduce în curând o anumită informație cu referință la ce s-a întâmplat și cum am nimerit în cazul de față, în calitate de președinte al comisiei, fiind în faza inițială membru al acestei comisii. Și acum vă prezint referințe oficiale. Domnul Demir Dragnev, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent. Gabriela Pohoață, doctor în filozofie, profesor universitar, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, România. Și domnul Pavel Cocârlă, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Și acum, permiteți-mi să ofer cuvântul secretarului științific Ion Xenofontov pentru a prezenta informația cu referință la ce v-am vorbit și cu referință la anumite informații privind personalitatea domnului Victor Sfircun. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, onorată asistență. Din păcate a intervenit ceva nu chiar plăcut. Domnul profesor Bobână are probleme de sănătate și printr-o decizie semnată acum o oră de către domnul Andrei Chiciuc, președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ordinul numărul 18605 din 6 martie 2019, este desemnat în calitate de președinte a Consiliului Științific Specializat domnul Valentin Tomuleț, doctor habilitat în istorie. Avem aici ordinul, deci ședința o putem considera legitimă, avem autorizația instituției de profil. Acum am să prezint ceva date biografice ale pretendentului la gradul științific de doctor habilitat în istorie, Victor Sfircun. Victor Sfircun s-a născut la 18 octombrie 1955 în orașul Chișinău. În anul 1980 absolvă Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Chișinău. La aceeași instituție, între 1984 și 1987, a efectuat studii de doctorat. Teza a fost susținută la Universitatea de Stat din Odessa, Bechnikov. În anul 1994 a studiat diplomația la cursuri specializate în cadrul Departamentului de Stat din SUA, Washington. La 18 septembrie 2013 a susținut teza de doctor habilitat în pedagogie. În anii 1980-1993 a avansat de la funcții de laborant până la conferențiar, șef de catedră la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. În perioada 1993-1995 a fost vicedirector în Direcția Principală Europa și America de Nord, Ministerul Afacerilor Externe. În anii 1995-1998 a fost consilier la Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia. În anii 1998-99, domnul dr. Victor Sfircun a exercitat funcția de director al Direcției Principale Europa și America de Nord în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Pe parcursul anilor 1999-2001 a fost consilier, reprezentant cu afaceri al Republicii Moldova în Republica Ungară. În intervalul 2001-2005 a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, Emiratele Arabe Unite, Republica Arabă Egipt, statul Kuwait, statul Qatar, Republica Liban, Regatul Arabiei Saudite, Sultanatul Oman. Din aprilie 2005 până în martie 2008, domnul doctor în istorie Victor Sfircun a deținut funcția de ministrul al Educației și Tineretului Republicii Moldova. În anii 2009-2010 a fost director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice
al Academiei de Științe a Moldovei. În paralel, domnia sa a avut și o carieră didactică. Între septembrie 2008 și iulie 2012 a fost profesor universitar la Catedra Etnopedagogie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. În anii 2012-2015 a fost secretar general al Secretariatului Permanent Internațional al Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, Istanbul, Republica Turcia. Din octombrie 2015 și până în noiembrie 2018, domnul doctor în istorie Victor Țvircun a fost coordonator al secției științei umanistice și arte a HME. Începând cu noiembrie 2018, este director al Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova. Domnul dr. Victor Țvircun este autor a peste 280 de publicații științifice, inclusiv 21 de monografii. Domeniile de cercetare acoperă istoria universală, istoria Moldovei, istoria românilor, istoria bisericii, pedagogia generală, relații internaționale. Este membru al colegilor de redacție a 6 reviste științifice. A participat la mai mult de 160 de congrese, conferințe, simpozioane și mese rotunde științifice și practice internaționale, regionale, naționale și interuniversitare în circa 20 de țări. Domnia sa este membru titular al Academiei de Științe Pedagogice și Sociale Federația Rusă 2006, membru titular al Academiei Internaționale a Școlii Superioare Federația Rusă 2007, doctor honoris causa al Universității din Seul, Coreea de Sud 2007, doctor honoris causa al Universității Sociale de Stat din Federația Rusă 2012, membru de onoare al Academiei Internaționale a Științelor Educaționale Moscova 2014, doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei 2015, doctor honoris causa al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău 2016. Domnul doctor Victor Țvircun este distins cu 3 ordine ale Republicii Moldova, inclusiv Ordinul Republicii 2018, Medalia de Aur a Academiei Elene 2014, Medalia Dimitrie Cantemir și Milescu Spătaru a HME 2016, Premiul Național al Republicii Moldova 2016, Premiul Mihail Cogălnicianu al Academiei Române 2017 și altele. Cunoaște limbile română, rusă, engleză, turcă. La tema referatului științific al tezii de doctor habilitat în istorie, în baza lucrărilor publicate cu titlul Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, probleme controversate, ce va fi susținută astăzi, au fost publicate 15 monografii și 93 de lucrări științifice. Geografia de editare a acestor lucrări include Republica Moldova, Republica Belarus, România, Federația Rusă, Ucraina, Franța, Italia, Germania, Liban și Republica Turcia. Consultantul științific al domnului doctor în istorie Victor Țvircun este domnul Andrei Ieșanul, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog dacă sunt întrebări cu referință la ce s-a vorbit, biografia pretendentului la titlul de doctor habilitat în istorie. Totul este clar. Deci acum îi ofer cuvântul domnului Xenofontov pentru a ne prezenta dosarul domnului Țvircun. Onorată asistență, aici pe masă se află următoarele documente. Din dosarul privind acordarea titlului științific de doctor habilitat în istorie a domnului doctor Victor Țvircun. 1. Referatul științific al tezei de doctor habilitat în istorie în baza lucrărilor publicate cu titlul Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, probleme controversate. 2. Actele prezentate în Consiliul Științific Specializat, și anume decizia Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare numărul 1 din 20 decembrie 2017, prin care se permite susținerea tezei de doctor habilitat în baza referatului științific al tezei de doctor habilitat. Decizia numărul 1 din 19 decembrie 2018 a Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității și Cercetării privind instituirea Consiliului Științific Specializat de RH 611-03-10 la Universitatea de Stat din Moldova, lista lucrărilor științifice ale pretendentului la tema tezei de habilitat, copiile lucrărilor științifice publicate însoțite de adnotări, hotărârile seminarelor științifice de profil, cea din 19 ianuarie 2018 a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău și cea din 13 martie 2018 a Universității de Stat din Moldova.
în baza examinării referatului științific al tezii de doctor habilitat în istorie, la care se anexează copiile listei de prezență a membrilor seminarului. Un alt document este răspunsul la nota informativă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova privind recomandările și obiecțiile la referatul științific al tezei de doctor habilitat în istorie în baza lucrărilor publicate cu titlul Viața și activitatea lui Dimitrie Cantimir, probleme controversate. Documentul numărul 5 este vorba despre formularul numărul 7 ale membrilor Consiliului Științific Specializat de H611-03-10 la Universitatea de Stat din Moldova, ale academicianului Valeriu Pasat, doctor habilitat Ion Eremia și doctorului habilitat Gheorghe Postică. Un alt document este procesul verbal numărul 1 din 1 februarie 2019 a Consiliului Științific Specializat de H611, la care se anexează lista de prezență a membrilor. Adeverința de depunere a referatului științific este un alt document. Acest document a fost prezentat în Fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și adeverința de depunere a tezii de doctor în Fondul Bibliotecii Universității de Stat din Moldova. Și documentul final este cel care se referă la lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediat referatul științific al tezii de doctor habilitat în istorie. Vă mulțumesc! Stimați membri de Consiliu, repet aceeași întrebare. Dacă sunt întrebări la dosarul prezentat? Dacă nu sunt, permiteți-mi să ofer cuvântul pretendentului pentru a-și expune ideile de bază, viziune cu referință la subiect pus în discuție astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, a Consiliului Științific, stimați membri a Consiliului Științific, mulți stimați oponenți a tezii, stimați prieteni, dragi colegi, atenție dumneavoastră să prezinte teza de doctor habilitat în baza publicațiilor efectuate, Viața și activitatea lui Dimitrie Cantimir, probleme controversate. Pe parcursul aproape a 3 secole după stingerea din viața lui Dimitrie Cantimir, s-au întreprins vaste cercetări științifice soldate cu numeroase studii, monografii, articole, care au pus în valoare opera și viața marelui cărturar. Aceste investigații au demonstrat că în persoana principiului moldovean avem un om de o excepțională valoare universală, activitatea multidimensională a căruia rămâne sursă de idei și subiecte de cercetare. Căutările în vederea reluării din perspectiva unui amplu suport documentar a vieții și activității lui Dimitrie Cantimir ne-au orientat spre abordarea problemelor mai puțin sau deloc cercetate în literatura de specialitate, cum ar fi biografia științifică, activitatea lui politică și administrativă, raporturile cu compatrioții săi aflați în emigrație, participarea în campaniile militare, dându-se prioritatea unor aspecte rămase în afara atenției istoricilor sau care au fost eranat înțelese și interpretate și care au generat neadevăruri în lumina în ultima instanță. Actualitatea temei este determinată prin reevaluarea moștenirii spirituale, științifice și politice a lui Dimitrie Cantimir, reordonată analiza profundă și sistematizarea concepțiilor și ipotezelor emise până în prezent în mediul academic sunt cele mai importante sarcinile istoriografiei contemporane. Pe această cale a fost direcționată și cercetarea dată, care are drept prezentarea unei noi viziuni mai complexe și mai obiective asupra vieții și activității domnului Țării Moldovei. Probleme controversate ce țin de viața și activitatea multilaterală lui Dimitrie Cantimir, de ele țin următoarele date și fapte biografice, determinarea locului de naștere, datarea primei și celei a doua căsătorii, rolul și locul în stabilirea relațiilor politico-militare moldoruse și participarea sa în războiul ruso-turc din anii 1710-1713. Relațiile politice și personale al lui Dimitrie Cantimir cu Constantin Brâncoveanu, plecările din Moldova și stabilirea sa în Turcia și aparent în Rusia,
averile și moșiile obținute pe parcursul vieții, promovarea în ranguri și funcții în cadrul administrației lui Petru I, integrarea în societatea rusă și contribuția sa la realizarea și promovarea multiplor reforme a țarului. Raporturile cu reprezentanții administrației centrale și locale din Rusia, cu împăratul rus și persoane din anturajul lui. Relațiile cu compatrioții din Moldova și țara românească stabiliți cu traiul în Rusia. Legăturile cu fratele său Antioh și alte rude rămase în Imperiul Otoman. Precizarea datei elaborării, cauzelor și circumstanțelor scrierii și tipăririi unor opere a lui Dmitri Cantemir în Rusia. Scopul cercetării este determinat de studierea sub diverse aspecte a problemelor controversate ce țin de viața și activitatea multilaterală a lui Dmitri Cantemir și, și formularea unor soluții în vederea eliminării lacunelor, erorilor și inexactităților care mai circulă până astăzi în literatura de specialitate. Obiectivele cercetării sunt următoarele: evaluarea analizii complexe a istoriografiei cantemiriene, evaluarea studiului analitic al surselor istorice ce țin de istoria vieții și activității lui, identificarea atmosferei politice, culturale și intelectuale în care a continuat să se formeze și să activeze Dmitri Cantemir în capitala otomană. Reevaluarea sine era et studio relațiilor controversate dintre Dmitri Cantemir și domnul Muntean Brâncoveanu, o atenție sporită fiind acordată misiunii lui Toma Cantacuzino la Istanbul. Definirea circumstanțelor politico-militare și diplomatice ale numirii lui Dmitri Cantemir în scaunul țării Moldovii. Reevaluarea prin prisma descoperirilor documentare și cercetărilor recente a contextului internațional al încheierii alianței între Petru I și Dmitri Cantemir. Identificarea, prin prisma documentelor istorice descoperite personal, a unui șir de aspecte controversate ale vieții și activității lui Dmitri Cantemir în Rusia. Scuzați. Investigarea atmosferii de familie și a relațiilor principiului cu membrii familiei sale. Reevaluarea problemei controversate privind identificarea și aducerea osemintelor Dmitri Cantemir în România în anul 1935. Metodologia cercetării științifice devine un suport metodologic specific temei de cercetare alcătuit din diverse metode, concepte și principii. Metode și principii științifice, verificate de evoluția firească a gândirii și teoriei cunoașterii în știința istorică. Metodele corelate cu principiile sunt următoarele: obiectivității, examinării dialectice, istorică-cronologic, tradiții, complementarității, noutatea și originalitatea științifică. În istoriografie contemporană nu există o lucrare științifică care ar reflecta viața și activitatea lui Dmitri Cantemir prin prisma problemelor controversate. Această circumstanță a favorizat cercetările noastre, soldate cu analiză profundă a izvoarelor, a istoriografiei cantemiriene și efectuare în baza lor a primii ei periodizări. În premieră am valorificat documente din arhive și biblioteci din diferite țări, astfel încât rezultatele investigațiilor se încadrează în categoria celor inedite, în ceea ce constă noutatea și originalitatea tezei de față. Prin investigațiile efectuate a fost prezentată o nouă abordare a biografiei științifice lui Dmitri Cantemir, mult mai amplă și mai veridică, cu întreg spectrul de activități politice, științifice, culturale, strâns legat atât de mediul național cât și de cel din Imperiul Otoman și al Rusiei. În premieră au fost valorificate documente din arhive și secții de manuscrise ale bibliotecilor, care au fundamentat un șir de clarificări ale inexactităților și erorilor constatate. S-a profilat o nouă direcție de cercetare, cantemirologie reevolutivă, care descoperă și clarifică
corect fenomenul istoric în câmpul potențial al adevărului istoric prin producerea de noi cunoștințe în baza scoaterii în evidență a conexiunilor și configurărilor ansamblului de ipoteze, prin provocarea apariției sensului elementelor istorice, punându-le în raport cu elementele unor contexte istorice concrete. Importanța teoretică. Deschiderea unor noi domenii de cercetare științifică a patrimoniului intelectual al lui Dimitri Cantemir, cu multiple direcții conexe istoriei, care imprimă acestora un caracter multidisciplinar. Istoria relațiilor internaționale, literatura universală, istoriografie, arheografie, izvoristică, etc. Lucrarea se înscrie în istoriografia europeană, oferind o analiză critică și amplă a vieții și activității lui Cantemir în Imperiul Otoman, Țara Moldovei și în Rusia, de la sfârșitul secolului al XVII-lea, primul sfert al secolului XVIII-lea. Valoarea aplicativă. Rezultatele studiului pot fi aplicate în lucrări științifice de istorie, filologie, istorie literaturii, genealogie, filologie, etc. La elaborarea cursurilor pentru învățământul preuniversitar și universitar, a prelegerilor și conferințelor prezentate la radio și TV, a suportului didactic, la elaborarea tezelor de licență, masterat și doctorat, în pregătirea unor lucrări de popularizare dedicate vieții și activității marelui cărturar. În procesul de elaborare a biografiei științifice a lui Cantemir ca personalitate de prim rang în istoria națională și universală, își vor găsi aplicabilitate în deschiderea unor noi perspective de cercetare a moștenirii istorice, culturale și politice, lăsate de Dimitri Cantemir, în largirea orizontului de percepere și interpretare a diferitor opere cantemiriene, în prezentarea personalității sale în enciclopedii și dicționare de specialitate. Implementarea rezultatelor s-a făcut în acele 108 de publicații, printre care 15 monografii, 90 de articole în reviste și colegi de specialitate. În anii 1988-2018, rezultatele cercetărilor au fost valorificate la cursurile predate la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creag din Chișinău, la studenți de Facultatea de Istorie și Pedagogie și la Facultatea de Pedagogie. Structura referatului științific este compusă din introducere și 5 compartimente. Referatul științific ca atare are 90 de pagini în volum de 7,3 col de autor, care reflectă conținutul lucrărilor publicate între anii 1989-2018. În introducerea au fost indicate actualitatea, scopul și obiectivele, metodele de cercetare, valoarea teoretică și aplicativă, implementarea rezultatelor cercetării. În capitolul 2... În capitolul 1 noi vorbim de analiza istoriografiei. Deci, capitolul 2 a fost caracterizate edițiile de documente și materiale depistate de autor în arhivele și biblioteci, precum și diapazonul de aspecte ce țin de viața și activitatea lui Dimitri Cantemir. Capitolul 3 au fost dezvăluite și scoase în evidență rezultatele investigației ce țin de mai multe aspecte concrete istorice, la care se vine cu rezultate și concluzii în premiera absolută. În paginile capitolului 4 s-a făcut o reevaluare aprofundată și complexă a informației și cunoștințelor despre activitatea și viața lui Dimitri Cantemir în Rusia. S-au completat mai multe goluri în bibliografia lui, au fost eliminate numeroase greșeli și inexactități.
Cel de-a cincilea capitol reflectă probleme controversii aducerii osemnitului Dimitrie Cantemir în Rusia. Mă scuzați, în România. Rezultate științifice. Pentru prima dată s-a efectuat un studiu științific comparativ complet al problemelor controversate ale vieții și activității politice a lui Dimitrie Cantemir. S-a făcut o analiză amplă a istoriografiei cantemiriene și prezentarea în premieră a periodizării ei împărțită în trei etape. Prima perioadă cuprinde secolul al XVIII-lea, începutul anilor 20 al secolului 20, apariția primelor lucrări istorice despre gânditorul moldav și foarte rar publicații de documente. A doua perioadă cuprinde anii 20, începutul anilor 70 al secolului 20-lea, este caracterizată printr-un spectru larg de studii științifice speciale, tratarea biografiei și activității complexe a marelui cărturar prin prisma valorilor naționale române. A treia perioadă se conturează în începutul anilor 70 al secolului trecut și continuă până în prezent. S-a schimbat radical perceperea și aprecierea rolului și importanței lucrărilor lui Dimitrie Cantemir în cultura intelectuală și civilizația europeană din secolul XVIII-lea. Personalitatea sa a depășit ca esența și ca valoarea hotarele naționale. Rezultatele științifice s-au lărgit reprezentările despre mediul cultural, religios și politic din capitala otomană. Am oglindit complicatele relații în care s-a pomenit Dimitrie Cantemir ca reprezentant al fratelui său Antioh, domn al Moldovii, dar și după căderea acestuia din scaun. În special, am tratat pe nou problema raporturilor între frații Cantemir. S-a argumentat că devenind domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir decide a intra în alianța cu Petru I, fiind încurajat de succesul Rusiei creștine în războiul nordic, în bataliile de la Poltava, în special și de discursul anti-otoman al domnului țării românești, Constantin Brâncoveanu, înclinat de asemenea spre alianță cu Rusia. Astfel, au fost respinse părerile eronate, conform cărora, prin misiunea lui Toma Cantacuzino la Constantinopol, se urmează scopul de a-l prinde sau chiar de a-l nimici pe Dimitrie Cantemir și a fost demonstrat că, printr-un compromis rezonabil, domnul țării românești a dorit, de fapt, și a reușit să stabilească bună înțelegere de alianță anti-otomană cu Cantemir. Pentru prima dată am prezentat campania de la Prut nu ca un eveniment izolat, rupt de întregul context al războiului nordic, ci încadrarea într-o vastă panoramă a uneia dintre principalele direcții de politică externă a Rusiei, orientată spre sud, pe un front larg între Marea Caspică, Caucas, pe de-o parte, și Marea Neagră și Balcani, de pe altă parte. O altă problemă elucidată este cea legată de numărul moldovenilor care s-a retras cu Dimitrie Cantemir în Rusia. Investigații au ratat că dacă dintr-un început numărul celor refugiați, într-adevăr, de circa 4.000 oameni de ambele sexe, între care familii și de boieri mari și mici, slujitori, comandați și oșteni moldoveni, care făceau parte din polcurile rusești și moldovenești, în scurtă vreme, unitățile formate pe teritoriul țării Moldovei în cadrul campaniei de la Prut au fost desființate încât numărul celor care l-au urmat pe Dimitrie Cantemir s-a redus cu mult, ajungând în realitate la 1,5-2.000 de persoane. În baza unor izvoare inedite, am concluzionat că în perioada de aflare în Rusia putem distinge clar două etape. Prima, 1711-1714, când lui Cantemir i s-a permis să rămână într-un fel domn peste cei refugiați cu el. Și a doua, 1714-23, când prin rezoluția pusă de țar la sfârșitul anului 1714, de facto s-a încheiat o prima perioadă de ședere a lui Dimitrie Cantemir în Rusia, când el se mai considera domn al țării Moldovii
și stăpân cu drept de judecată asupra întregii comunități de moldoveni care l-au însoțit binevol în exil și a început cea de-a doua perioadă, care a durat până la sfârșitul vieții, de această dată de cneaz al Imperiului Rusiei și de supus al țarului, de altfel că și toți cetățeni nobili ruși aflați sau nu în slujba monarhului. O problemă în rezolvarea căruia aducem noi contribuții și din care tragem concluzii inedite ține de raporturile fostului domn moldovean cu Petru I și cu mulți înalți demnitari din anturajul acestuia. Contrar părerii preconcepute din literatura istorică, precum că aflându-se în Rusia, Cantemir ducea în mod un mod retras de viață și era străin reformelor lui Petru I și vieții din țară în care se afla, documentele vremii puse de noi pentru prima dată în circuitul științific demonstrează că realitatea era cu totul altă. Materialele depistate, scrisori, rapoarte, demersuri, luări de atitudine, rugăminți, plângeri, etc., arată că pe parcursul șederii sale în Rusia, Dmitri Cantemir s-a aflat în legătură strânsă, a corespondat, a făcut schimb de opinii atât cu Petru I, cât și cu numeroși reprezentanți ai administrației centrale și locale din Rusia. Putem afirma că în calitate de consilier de taine și de membru al Senatului Guvernamental, Dmitri Cantemir, în ultimii ani de viață, participă activ la rezolvarea unor importante probleme de stat ale Rusiei. Iar ca șef al Cancelarii și a Tipografiei de campanie din 1722, este alături de Petru I în campania persană. A fost descrisă o nouă filă de viață și activitatea gospodărească lui Dmitri Cantemir în Rusia și administrativă inclusiv, contribuția la îmbunătățirea cultivării cânepii. În astăzi e problema de cultiva cânepă, dar atunci a fost una din cele mai importante produse. În 1721, din porunca țarului, principele moldovean, pentru prima dată în Rusia, a elaborat un studiu analitic în materie de știință economică, privind cultivarea cânepii și căile de ridicare a rentabilității ei. Acțiunea prin care el se înscrie printre așa numiți pribârșichii, noțiune care derivă de la profit-beneficiu. În lucrările publicate am demonstrat că cele mai productive perioade de activitatea cărturărească și științifică sunt cele din anii 1700-710 la Constantinopol și 1714-1722 în Rusia. Subliniind valoarea științifică a descrierii Moldovii, finisată prin 1716, și a istoriei creșterii și descreșterii Imperiului Otoman, finisată prin 1718, operelor elaborate în limba latină, în această din urmă perioadă considerăm că cea de-a doua lucrare a fost scrisă la comandă lui Petru I. Drept argument în această privință aducem faptul că nicio lucrare din domeniul istoriei moderne referitoare la perioada lui Petru I nu se scria și nu se edita fără indicația sau fără înaltă bunăvoință a țarului. Și că din porunca acestuia, în anul 1719, istoria Imperiului Otoman a fost tradusă de Dimitri Grozin din limba latină în limba rusă. Pe lângă lucrările nominalizate, tot la comanda monarhului rus, Cantemir a scris și a publicat ulterior un șir de alte lucrări pe teme istorice, filozofice și religioase. Pentru prima dată, în istoriografie cantemiriană, a fost analizată complex participarea activă lui Dmitri Cantemir în viața politică a Rusiei în al doilea deceniu al secolului XVIII-lea. În baza documentelor inedite, am elucidat participarea lui în lucrările Senatului Guvernamental și în elaborarea unor legi fundamentale ale Imperiului Rus, unele din care a durat până la sfârșitul Imperiului Rus, adică până anul 1918.
au fost evidențiate, analizate și elucidate mai multe probleme controversate ale vieții și activității lui Cantemir în Rusia, atât cele ce țin de viața lui personală, cât și de cea politică. Plus la aceasta, vin cu constatarea că osemintele transportate și înhumate la Iași în iunie 1935 au fost, pot fi considerate nu a lui Dimitri Cantemir. Însăși, faptul transmiterii lor a fost un act politic executat atât în interese URSS, cât și a Guvernului României, condus de Tătărescu. Concluzii generale. După esența, modul de abordare și problemelor controversate și conținutul său, istoriografia cantemiriană este împărțită în trei perioade. Pentru prima dată a fost pus în circuitul științific un număr mare de documente inedite ce vizează creația epistolară a lui Dimitri Cantemir. Utilizarea lor a dus la extinderea bazei izvoristice și la elucidarea problemelor controversate, la eliminarea mai multor inexactități și erori în biografie științifică a lui Dimitri Cantemir. Pentru formarea orizontului științific și cărturăresc al lui Cantemir, s-au dovedit a fi deosebit de utile atât studiile făcute la Istanbul, cât și autoinstruirea. Contactul cu mediile intelectuale turco-arabă-persane și creștine și cu cele ale diplomaților străini, prin intermediul căruia a pătruns în templul cărții și înțelepciunii orientale și occidentale dimpotrivă. S-a constatat că deosebit de importante negocierile de durată ale lui Dimitri Cantemir cu Toma Cantacuzino, trimisul lui domnul țării românești Constantin Brâncaveanu, prin care s-a pus capăt rivalității de durată dintre cele două neamuri. Alianța cu Petru I, ca unicul său scop în această acțiune, era de a scutura stăpânirea otomană, intenție stipulată și în diploma din 13 aprilie 1711, aspirațiilor expuse de tatăl lui Dimitri Cantemir, Constantin Cantemir, în tratatul său cu curtea Habsburgică în anul 1690. S-a demonstrat că Campania de la Prut, din vara lui 1711, facea parte dintr-un amplu plan de realizare a politicii externe a Rusiei țariste în plină ascendențiune în zonele Mării Caspice, Caucazului, Mării Negre și Europei de Sud-Est. Refugiul lui Dmitri Cantemir în Rusia a fost însoțit în primii ani de mari dificultăți generate de incertitudinea condițiilor de stabilire în Rusia, de pierderea soției și de poziție în mare parte refractată față de el ca străin din partea demnitarilor din anturajul lui Petru I, de tensiunile în relațiile sale cu o parte din cei refugiați împreună cu el în frunte cu hatmanul Ion Niculce. Am concluzionat că în perioada de aflare în Rusia sunt distinse clar două subperioade. Prima, 1711-1714, când lui Dimitri Cantemir i s-a permis să rămână într-un fel nominal acelor refugiați cu el, și a doua, 1714-23, când după respingerea verdictului dat în cazul fraților Zerul Pavel Merescu, țarul i-a dat respicat de înțeles fostului principe moldav că în Rusia este un singur stăpân, autocrat, țarul Petru I. Considerăm aflarea în Rusia ca una din cele mai productive perioade în activitatea științifică și politică a lui Dimitri Cantemir. Crearea lucrărilor fundamentale în domeniul istoriei Moldovei, Imperiul Otoman, teologiei și istoriei unor familii boierești din țara românească. Am determinat limitele cronologice ale scrierii acestor lucrări și a arătat că majoritatea din ele au fost scrise la comanda țarului, unele fiind publicate. Un aspect elucidat de noi este cel legat
de acțiunile întreprinse de Dimitrie Cantemir în vederea ajutorării sau eliberării fratelui său Antioh, rămas ostatic la Istanbul. În concluziile constatăm că în pofida străduințelor depuse de principe, problema s-a soldat doar cu instituirea de către țar din ianuarie 1714 a unei indemnizații anuale de 500 de ruble pentru Antioh. În contextul investigațiilor am demonstrat prin utilizarea documentelor inedite că în calitate de consilier de taină și de membru al Senatului Guvernamental, Dimitrie Cantemir, în ultimii ani de viață, participă activ la rezolvarea unor importante probleme de stat ale Rusiei, inclusiv la elaborarea tabelului de ranguri, iar ca șef a cancelariei și a tipografiei de campanie din 1722, este alături de Petru I în campanie persană. Rapoartele sale scrise și expediate de pe arena directă a teatrului de război, descoperite de noi, dezvăluie aspecte inedite atât despre prezența lui Dimitrie Cantemir în aceste acțiuni, cât și despre evenimentele produse la Marea Caspică și Caucaz. În urma cercetărilor bazate pe documente inedite, am ajuns la concluzia că țarul Petru I i-a încredințat lui o misiune deosebit de importantă, consilier de problemele orientale și șef al tipografiei în timpul campaniei persane. În rezultatul unor numeroase demersuri către țar și deciziilor luate, Dimitrie Cantemir a reușit să obțină în consecință drept recompensă a averilor sale mai multe moșii în câteva regiuni a Rusiei, precum și case la Moscova și la Sankt Petersburg, pe care preamiluminatul Cneaz a încercat să le gospodărească cu precepere și pe care le-a lăsat conform testamentului său urmașilor. Ipoteza noastră de lucru, precum că osemintele transportate de la Moscova și depuse la Iași în Biserica Trei Ierarhi în anul 1935, nu sunt ale lui Dimitrie Cantemir, a fost confirmată de documentele inedite. Transmiterea așa numitelor osemintele ale lui Dimitrie Cantemir a fost un act politic executat atât în interesele URSS cât și ale Guvernului României, într-o păstrarea imaginii pozitive a lui Nicolae Titulescu, ministru de externe a regatului. Recomandări. Cercetările pot deveni o sursă vastă în studierea vieții și activității politice, științifice, militare și administrative a mai multor reprezentanți ai familiilor de moldoveni care au plecat cu Dimitrie Cantemir în Rusia. Studiul poate fi valorificat în cercetarea istoriei formării dinastiilor în cadrul nobilimii ruse. Lucrarea poate servi ca baza pentru scrierea cărți, broșuri, precum și producerea unor filme documentare și artistice pentru promovarea imaginii lui Dimitrie Cantemir și țării noastre. Este strict necesară crearea unui centru internațional pentru cercetarea moștenirii științifice, literare și politice a lui Dimitrie Cantemir. Republica Moldova are toate capacități de a crea acest centru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mersi mult. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, stimați membri ai Consiliului, vă rog dacă aveți întrebări față de pretendent. Am eu întrebat. Da, vă rog, o problemă. O semințe de o pandemie. Până nu de mult, toată lumea era convinsă că sunt o semințe de o pandemie. Domnul Circul a spus categoric nu sunt de semințe. Dar poate de văd undeva la jumătate. Poate că atunci când s-au luat oasele astea, osemintele astea, poate sunt și de alucantinier. Nu a venit așa ceva. Poate ceva în amestecătura aceea de oase care s-au dat, poate e s-au continuat. Deși așa, dintr-o extremă în altă. Da, vă mulțumesc. Încă? Încă? Da, vă rog, vă mulțumesc. Având în vedere cercetarea dumneavoastră exhaustivă realizată pe texte originale, izvoare istorice, documente din arhivele mai multor țări, România, Moldova, Turcia, Statele Unite ale Americii, Rusia,
Aș vrea să vă întreb, având în vedere că atât Cantelier cât și Leibniz au fost consilieri intimi ai țarului Petru I, se știe că Dimitrie Cantelier a fost ales membru al Academiei din Berlin când Leibniz era președinte onorific al Academiei din Berlin, se regăsise deja la Hanovra pentru că avea probleme de sănătate. Din tot ce am cercetat, din discuțiile purtate, chiar cu renumitul cantemirolog, am avut această șansă, Stella Toma, n-am înțeles clar dacă cei doi s-au întâlnit. Pentru că dumneavoastră ați cercetat atâtea documente, ați fost pentru prima dată în circuitul științific creației epistolare a lui Cantemir, 137 de scrisori ale lui Cantemir, având competențe lingvistice multiple, limba engleză, limba rusă, limba turcă, deci o amvergură internațională în ceea ce privește cercetarea operei și activității lui Cantemir, personalității complexe a lui Cantemir, sunt convinsă că dumneavoastră ați avut șansa să întâlniți acest detaliu, având apetență pentru detalii prin formația noastră de istoric. Și astăzi ne-ați demonstrat încă o dată acest lucru, că nu doriți să vă scape ceva. Dacă puteți să ne spuneți dacă s-au întâlnit cei doi. Da, vă mulțumesc. Încă? Și aș vrea să ne fac o precizare. Este pentru că e vorba de probleme controversate. Ați făcut o clarificare foarte interesantă privind perioada de activitate științifică, în care de altfel a spus foarte bine, cea mai productivă a lui Cantemir în Rusia. Privind lucrările pe care le-a elaborat din comanda sau cu aprobarea țarului Petru I, pentru că se știe că cele mai multe lucrări de istorie modernă care îl vizau pe Petru I apăreau din, citesc din dumneavoastră, din referat, din înalta sa bunăvoință. În sursele cele mai importante din literatura de specialitate de la noi, din România, Panaitescu, Câmpia, am înțeles și am reținut că la recomandarea învățaților germani, când a fost ales membru al Academiei din Berlin, i s-a sugerat, lui Cantemir, pe bună dreptate, să scrie despre neamul său pentru a-l face cunoscut. Și acolo sunt identificate nu doar două lucrări, Descriptio Moldavie și Cronicul, ci și istoria creșterii și a descreșterii Imperiului Otoman. Chiar am avut discuță cu domnul Constantin Barbu, care a spus nu doar istoria creșterii și a descreșterii Imperiului Otoman. Ați venit cu o clarificare extraordinară că această lucrare a fost scrisă la recomandarea și la sugestia țarului Petru I. De ce? Pentru că Petru I era foarte conștient de instrucția, de cultura voastră lui Cantemir în ceea ce privește cultura, istoria Imperiului Otoman, religia musulmană. Prin urmare, apreciez foarte mult acest lucru și dacă puteți, cumva, în răspunsul dumneavoastră să comparați sursele. Da? Da, da, vă mulțumesc. Vă rog încă, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, permiteți-mi să ofer cuvântul domnului secretar Ion Xenofonto pentru a ne prezenta avizele cu referință la referatul științific. Așa? Și obiecțiile din nota informativă prezentată de ANACEM, referitoare la teză. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte Tomuleț. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare are 10 recomandări și obiecții la referatul științific al tezii de doctor habilitat a domnului Victor Sfircun cu tema Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, probleme controversate, specialitatea 611-03, istorie universală. Prima ar fi a argumenta limitele inferioare și cele superioare ale celor trei perioade ale istoriografiei contemporane. Pagina 7. 2. A argumenta afirmația că importanța tezii constă în deschiderea unor noi domenii de cercetare științifică a patrimoniului intelectual al lui Dimitrie Cantemir. Pagina 7. A treia obiecție, a evidenția aportul personal în soluționarea problemelor în concluzii recomandări cu indicarea propriilor lucrări de autor, paginele 47-49. A patra obiecție, sugestie, a completa compartimentul istoriografia problemelor controversate ale vieții și activității lui Dimitrie Cantemir cu analiza suplimentară a publicațiilor recente apărute în istoriografia română cu privire la viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir. Este cazul de menționat publicațiile apărute în Franța. 5.
sortimentul izvoare istorice privind viața și activitatea lui Dimitrie Cantimir ar fi mai convingător dacă s-ar complecta cu documente importante ale epocii, cum ar fi, spre exemplu, Cronica Veții lui Constantin Brâncoveanu și Letopisețul Țării Moldovei a lui Pseudo Nicolae Costin. 6. Este necesar de extins descrierea relațiilor lui Dimitrie Cantimir cu compatrioții lui plecați și stabiliți în Rusia. 7. A formula mai clar concluziile compartimentelor și a prezenta mai sintetic concluziile generale. 8. A corela prezentarea reperelor conceptuale în introducere și adnotări. 9. A completa lista publicațiilor și participărilor la foruri științifice naționale și internaționale după ultima discuție publică. 10. A redacta textul tezei și a respecta cerințele ghidului în tehnoredactarea textului, de exemplu a scrie corect bibliografia, etc. Acestea sunt obiecțiile de la ANACEC referitor la avize. Pe adresa Consiliului Științific Specializat ne-au venit 10 avize. Într-o susținere a referatului științific, toate sunt pozitive, nu au nicio obiecție, nicio sugestie. Am să dau citire cu permisiunea noastră celul mai mic aviz, 6 rânduri, este semnat de academicianul Victor Spinei, vicepreședintele Academiei Române. Stimați membrii ai Comisiei Academice, prospectarea autoreferatului domnului profesor Victor Sfircun este edificatoare în privința consistenței contribuțiilor domniei sale la studierea veții și operei reputatului savant Dimitrie Cantimir, despre care în ultimele decenii a elaborat lucrări fundamentale. Marele merit al respectivelor lucrări constă atât în colectarea materialelor inedite sau insuficient explorate, cât și în analiza lor ca cu elevată acribie cărturărească. Atribuirea titlului de doctor habilitat domnului profesor Victor Sfircun o consider pe deplin îndreptățită 8 februarie 2019 și semnătura olografă a academicianului Victor Spinei. Celelalte avize pozitive sunt semnate de profesor universitar dr. Constantin Hlihor, București. Cu alte cuvinte, ca să facem o sinteză, geografia acestor avize acoperă 5 țări, Republica Moldova, România, Bulgaria, Federația Rusă și Canada, și sunt elaborate în 5 limbi. Vă mulțumesc! Toate au aviz pozitiv. Vă mulțumim frumos, ele vor fi incluse în dosar. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, noi avem înscris răspunsurile la nota informativă ANACEC. Îl rugăm pe domnul Sfircun să ne răspundă succint, fiindcă câteva pagini, la fiecare întrebare să vedem succint ce operații au fost făcute, ce schimbări, cum a luat în considerație subiectul propus de către ANACEC. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domn președinte. La prima sugestie a fost completat și detalizat, deci elementul ce ține de istoriografia și deci periodizarea istoriografiei cantimiriene. Chestia aceasta s-a introdus cu detalii suplimentare. A doua, ce ține de argumentarea temei, tot acest lucru s-a făcut în redacție, în ultima redacție acestei teze. A treia, a evidenția aportul personal în soluționarea problemelor. Concluziile generale au fost redactate, plus la aceasta a fost indicată sursa bibliografică a propriilor publicații în această teză. A completa comportamentul istoriografie problemelor controversate. Lucrul acesta a fost efectuat în cadrul ultimii redactări. Izvoarele, același lucru s-a făcut, deci, la completarea conținutului tezii cu analiza acelor documente, acelor cronici care au fost menționate în obiecții sau sugestii, mai bine dispus, a agenției. Relațiile cu compatrioții săi. Acest pasaj a fost extins în cadrul tezii prezentate. Ce ține de completarea
bibliografie cu ultimele publicații ale mele. Acest lucru a fost tot efectuat, fiindcă anul trecut au fost publicate și în reviste și în colegii niște materiale absolut noi. Ultimul, asta e, aș spune eu, colegerea care este în honorim domnului academician Andrei Ișanu, care a ieșit recent, în luna decembrie, dacă nu greșesc. Deci, ce ține de necesitatea de a redacta și corecta teza, acest lucru s-a făcut de mai multe ori. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, noi am audiat cele prezentate de domnul Xenofonto referitor la biografia, succinta biografie a domnului Circu. Acum vreau să-l rog pe domnul academician Andrei Ișanu să se oprească succint la calitățile personale ale pretendentului, nu la lucrare, doar la calitățile personale, cum s-a lucrat, cum s-a lucrat. Și da. Eu care credeam chiar în primul rând despre lucrare trebuie să vorbim. Eu? Ochii legii o urmăresc și așa am accesuat. Eu îmi cunosc foarte bine, ca să spun așa, datoririle de conducător și ori consultant științific, fiindcă domnul Circu e al 13-lea sau chiar al 14-lea doctor ori doctor habilitat în biografia mea, ca să spun așa. Bine. Până la urmă, colaborarea noastră în domeniul viața și activitatea lui Cantemir durează, aș spune, mai mult de 10-15 ani. Chiar 20 de ani. Poate așa. Și vreau să vă spun că în persoana domnului Circu am descoperit un om de aleasă valoare științifică. Om care a dat dovadă de multă pasiune față de problematica aceasta, brăzdând zeci de arhive, pe cont propriu, de altfel ca și domnul Cădician Pasat, de asemenea, mai mult pe cont propriu a făcut descoperirile documentare, așa a procedat și domnul Circu. Deci asta demonstrează că pentru domnia sa, adevărul este deosebit de scump și a făcut totul pentru ca să vină în fața domnilor voastre cu multe noutăți, multă valoare, ca să spun așa, despre Cantemir. Eu sunt mândru că discipolul meu are atât de multe publicații despre Cantemir, despre moștenirea lui Cantemir, biografia lui Cantemir. Multe publicații, monografii, culegeri de documente absolut puse pentru prima dată în circuitul științific. Este un om cu vederi largi asupra istoriei și a epocii în care a activat Cantemir, dar și în general. Este un om corect în relațiile cu oamenii, cu colegii de breaslă, fiindcă noi îl cunoaștem mai mult în mediul nostru academic, al istoricilor. Este deținător de multe premii, inclusiv Premiul Academiei Române. A editat mult în multe țări și desigur că aceasta mi-aduce satisfacție. Eu cred că ceea ce a prezentat, a publicat și ceea ce a reușit să includă în referatul său domnul Circu v-a dat un prilej de a vedea o sinteză a publicațiilor sale în mod concentrat, dar și veți vă veți pronunța cum o să considerați de cuviință asupra valorii științifice
a referatului, a tezii de doctor habilitat sub formă de teze. Domnul Țărcun este un om deosebit de corect, este un părinte și un soț deosebit și corect în relațiile cu toți. De aceea, eu mă mândresc și colaborarea noastră a fost, eu consider, fructuoasă. Nu pot spune că absolut toate avem în toate problemele aceleași păreri, desigur, dar este și firesc în mediul academic științific să fie păreri diferite. Noi în lucrările noastre reciproc am polemizat și polemizăm, bineînțeles, dacă ne-a dat Domnul Dumnezeu sănătate, vom mai scrie, vom mai polemiza, vom continua cercetările cât ne vom mai pe puteri și sperăm că și în anul următor vom colabora tot atât de fructuos cum am făcut-o și până acum. Îi doresc discipolului meu succes în continuare, zbor lin și investigații fructuoase și descoperiri senzaționale în continuare. Vă mulțumesc! Doamna Cadician, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase că au spuse în agresa pretendentului. Deci, iată, prima parte a scenariului, care, spune așa, este cea mai ușoară, cea mai puțin dificilă, noi am epuizat-o. Acum trecem și dăm cuvântul referințelor oficiale. Oferim cuvântul primului referent, domnului academician Demir Dragnev, ca să-și expună punctul de vedere. Bine aici, da? Da, unde doresc? Iarăși pe loc, microfon sau auză, dacă vreți, aici. De acum am vorbit. Da. Mulțumate, domnule președinte, membru Consiliului Științific, onorată asistență, permiteți-mi avizul care l-am pregătit să-l dau citire. Trebuie încoace, da? Acum o să audă, da? Deci, pe parcursul a circa 3 secole a fost elaborate 10 de cărți și mii de articole științifice consacrate vieții și activității. A? Se aude, da? Mai jos. Așa. Consacrate vieții și activității savantului enciclopedist, omului politic Dmitri Cantemir, care a activat în țara Moldovei, în Imperiul Otoman și cel rus, de la sfârșitul secolului XVII, primul pătrar al secolului XVIII-lea. Concomitent, din cauza lipsei suficiente de surse istorice, autentice și istoriografia contemporană, s-au format diverse mituri, legende și erori care denaturează viziunea obiectivă despre figură și viața reală a lui Dmitri Cantemir, precum și interpretarea unor opere ale sale. Prezenta teză de doctor habilitat al lui Victor Țărcun propune, prin abordarea problemelor controversate, o cercetare științifică a vieții și activităților lui Dmitri Cantemir, care elimină mai multe goluri, inexistări și greșeli acumulate în istoriografia contemporană pe parcursul anilor. Competitorul a editat, începând cu anii 1990 și până în prezent, după cum aici s-a mai vorbit, 15 monografii, peste 100 de articoli publicate în țară și peste hotare, iar societatea științifică l-a apreciat, acordându-i se premiul național în domeniul științei din Republica Moldova și premiul Mihail Cogălnicianu al Academiei Românii. Desfășurate pe parcursul a 25 de ani, cercetările lui Victor Țărcun se completau cu noi fapte și concluzii, se concretizau cele expuse de el. În cele ce urmează, vom da preferință ultimelor concluzii din lucrările sale. Privită în ansamblu, cercetarea întreprinsă de competitor
constituie o tentativă de a valorifica pe baza unui cerc mult mai vast de surse, abordări multidimensionale dictate de imperativul timpului recent. Inepuizabilă și controversabilă problemă, privind la diverse aspecte ale vieții și activității remarcabilor reprezentant al dinastiei cantimireștilor. Cercetarea acestei probleme permite de a revizui unele concluzii și afirmații unilaterale sau inexacte. În acest scop, competitorul propune drept bază teoretică cercetării sale modelarea unui tablou multilateral care are drept temei abordarea faptologică, evolutivă și interdisciplinară a problemei examinate. Prin această abordare teoretică, investigațiile competitorului deschid o nouă direcție de cercetare, cantimirologia reevolutivă, care descoperă și clarifică corect fenomenul istoric prin producerea de noi cunoștințe în baza scoaterii în evidență a noi informații, a conexiunii și configurării ansamblului de ipoteze în raport cu elementele conexelor istorici concrete. În cadrul direcției științifice, cercetările lui Victor Circun prezintă într-o nouă lumină și parțial necunoscută personalitatea emblematică a lui Dimitrie Cantemir într-un vast diapazon de prezență, activități și realități, pornind de la anturajul familiei sale până la momentele politice și intelectuale elitare de la Istanbul, Moscova sau Peterburg. Nu voi omite cei ce de acum a povestit conținutul lucrării, capitolelor domnia sa aici. Voi menționa doar că au fost realizate obiectivele care au fost propuse, de consider realizate, s-au materializat prin analiza complexă și periodizarea istoriografiei controversate prin viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, prin studiu analitic a izvoarelor istorice, stând de istoria vieții și activitățile lui Cantemir, prin identificarea atmosferei politice, culturale și intelectuale în care a continuat să se formeze și să activeze Dimitrie Cantemir în capitala otomană, la început 1663-1711, au fost urmărite relațiile controversate dintre Cantemir și domnul Muntean Constantin Brâncoveanu, o atent sporit fiind acordată misiunii lui Toma Cantacuzino, despre care a raportat aici competitorul. În lucrare au fost stabilite circunstanțele politico-militare și diplomatice a numirii lui Cantemir în scaunul țării Moldovei, reevaluate prin prisma descoperirilor documentare și cercetărilor recente a contextului internațional în care s-a încheiat alianța dintre Pietru I și Cantemir. Identificate prin prisma documentelor istorice descoperite diverse aspecte controversate ale vieții și activității lui Cantemir în Rusie, iar în final expuse constatări privind autenticitatea rămăsâțelor pământești lui Cantemir, transmise în patrie în mijlocul anului 1930 în contextul relațiilor politice româno-sovietice. Vreau aici să menționez domnul Petrenco că problema deci necorespundere a fost prima dată încă expusă în începutul anilor 70. Chiar în 35. Chiar atunci. Nu, dar cercetată a început să fie. Da, a fi cercetată. Deci, la început, se punea problema neautenticității deci, pietrelor funerare. Da, lespezelor. Deci, în 1974, fiind la Iași, eu împreună cu istoricii Andronic și Grigoraș, ne-am dus era la muzeu, în curte erau ele acolo la muzeu și deci eu cu Grigoraș citeam pe text, iar Andronic scria pe o pagină. Și deodată vedem
că e vorba de Ecaterina, de un demnitar transcaucozian. Iată care a fost. Pe urmă, Andronic, aș publica ceva din cei ce noi acolo împreună am descifrat. Acum, domnul Circun face un pas înainte și pune și probleme neautistății însuși a osămintelor. Asta e a doua etapă, cum s-ar spune, și aduce exemple. Eu cred că se va pune punct când se va face o expertiză ADN. Asta nu-i greu așa acum, astăzi a devenit posibil și atunci se pune chiar punctul. Asta e pentru domnul Petrenco. Deci, scopul și obiectivele tezii se află în deplină concordanță cu lucrările publicate ale autorului, reperele epistemologice, definite concret, instrumentele de cercetare, notele, expunerile, citatele, textul referatului sunt redactate științific și stilitic, conform normelor în vigoare. Conținutul este celor 5 capitole, este prezentat convingător, relevant, concluziile fiind argumentate cu surse analizate critic. Bibliografia tezii include practic toată literatura accesibilă problemei cercetate. Autorul a lansat în circuit științific documente inedite din arhive care au permis să abordeze și să argumenteze noi idei și concepții științifice. Considerăm drept valoroase recomandările autorului care au fost aici expuse, inclusiv și crearea unui centru internațional pentru cercetarea moștenirii lui Cantemir. Generalizând cele expuse, considerăm că direcția de cercetare propusă de competitor deschide noi perspective de studiere sub aspect multidimensional a diverselor probleme controversate sau insuficient investigate referitoare la viața și activitatea lui Dimitri Cantemir în contextul epocii sale și a posterității. Deci, în viziunea noastră, aprofundarea cercetărilor în conformitate cu direcția numerizată a urmat să fie completată și realizată sub diverse aspecte, sub următoarele, eu propun, sociologie, istoriografie și problematică. Sub aspect sociologic, considerăm important ca domnul Victor Țvircun să continue cercetările arheografice în arhivele în diverse țări europene cu scopul descoperirii noi documente referitoare la viața și activitatea lui Dimitri Cantemir. Concomitent, ar fi oportună traducerea în limba română și includerea în circuit științific românesc a celor peste 100 de scrisori al lui Cantemir adresate membrilor familiei demnitarilor ruși și patrioților țări, săi depistate și publicate de Circun în limba rusă, în monografia epistolarnoi nasledi Dimitrie Cantemira. Consider necesar de a continua cercetările în baza studierii aprofundate a surselor epistolare, a rapoartelor lui Cantemir cu rudele sale aflate în Rusie și cele care au rămas în Moldova, Țara Românească și Transilvania. Așa, din punct de vedere istoriografic, multidimensional, în continuarea aprofundării cercetărilor istoriografice cantimirene, consider că ar fi necesar de a evidenția factorii politici ca au determinat interesul față de opera lui Cantemir la diferite etape ale cercetărilor, care permit de a face o periodizare mai diferențiată. De exemplu, în secolul XVIII-lea, în istoriografia europeană, pe prim plan era interesul față de istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman, iar în Rusia, Petru I, i-a comandat lui Cantemir elaborarea cărții, sistemul sau întocmirea religiei mahometane. Interesul sporit față de această problematică era determinat atunci de actualitatea problemei orientale, problemei politice, pe plan internațional. Vreau de asemenea să menționez că factorul politic a fost cel care a condus la proscrierea în secolul al XVIII-lea a numele lui domnitorului în patria sa.
de unde în 18 în 1711 se ridicase împotriva suverenității otomane. Iată de ce în istoriografia românească din principate numele lui se situează pe prim plan doar pe parcursul secolului XIX, când contemporanii săi vor dobândi o autonomie mai mare, apoi și independența. În condițiile afirmării naționale erau elogiate în istoriografia românească operele cantimirene, cronicul vechimii deci, romanul moldovlahilor și descrierea Moldovei. În continuare, Dimitri Cantimir devine o figură emblematică a culturii românești. Însă, a fost o excepție de altă parte. Situația din Transilvania a permis ca ideile lui Cantemir despre unitatea și romanitatea românilor să pătrundă în mediul intelectual românesc încă în secolul al XVIII-lea, după ce în 1736, episcopul luminat Inocentie Miculae a cumpărat o copie a manuscrisului, cronicul romano-moldovlahilor, care va deveni un izvor de inspirație a reprezentanților școlii ardelene. Vreau să mai aduc încă un exemplu elocvent de tratare sub aspect politico-ideologic a vieții și activității lui Cantemir. Poate servi istoriografia sovietică. Astfel, în contextul confruntărilor politice româno-sovietice, pe 5 septembrie 1972, în legătură cu pregătirile România de a celebra jubileul de 300 de ani de la nașterea lui Cantemir, Biroul Comitetului Central a Partidului Comunist al Moldovei a adoptat cu griful strict secret hotărârea cu privire la aniversarea de 300 de ani de ziua de naștere lui Cantemir. În hotărâre se indica că în cadrul festivităților de a demonstra atașamentul lui Cantemir față de rolul progresist al Rusiei în liberarea poporului moldovenesc cu jugul turcesc, stată închisă, iar celebrarea savantului trebuie să contribuie la educarea oamenilor muncii, citez, în spiritul prietenii popoarelor Uniunii Sovietice, patriotismul sovietic și internaționalismul socialist. Deci iată atitudinea istoriografiei sovietice care contrapunea sărbarea lui Cantemir aici, sărbării din România. Iată. Atitudini selective față de opera lui Cantemir pot fi depistate în istoriografia rusă, în cea turcă și în diferite perioade. Toate acestea, în viziunea noastră, pot servi drept bază pentru o periodizare mai diferențiată a istoriografiei cantimiriene decât cea care există la moment. Și trei, sub aspect problematic. Da. Sub aspect problematic, vom menționa pe măsura depistării de noi surse istorice și utilizarea diverselor metode contemporane de cercetare, se conturează rezolvarea diverselor probleme în continuare a diferitor probleme controversate și nelucidate. De exemplu, deși lucrarea lui Cantemir, scurtă povestire despre stăpânirea familiei lui Brâncoveanu, despre stârpirea familiei lui Brâncoveanu și Cantemirescu, a fost elaborată din ordinul lui Petru, ea promova și interesele particulare autorului. Ce era aici? Că după ce a fost executat domnul Muntean de Ștefan Cantacuzino, familia lui, împrunte cu soția Păuna, au venit la Peterburg. Și acolo ei au primit, au fost apropiați foarte mult de curtea țarului. Și asta a stârnit invidia lui Cantemir și în carte el e foarte aspru critică pe aceștia cantacuzini. De fapt, menționat și de Paul Cernobodeanu. Așa, eu cred că problema poate fi continuată, studiată, prin căutarea și depistarea documentelor în arhivele ruse în continuare, posibil că, deci, până ce nu-s cunoscute. Aș mai vorbi și alte momente
deci, de exemplu, legate de anul 1711. Știți că aici, contextul în care Cantemir a trecut de partea Rusiei, tot a fost discutat mult și continuă. Unii spune că asta a fost instantaneu, că chipurile, deci el a trecut de partea rușii, că a primit ordin de la sultan să-l prinde pe Brâncoveanu, el asta nu putea face. Ori altă părere era că anume la momentul acela s-au creat așa o situație politică internațională că el n-avea altă ieșire. Însă, în realitate, eu cred că mai aproape competitorul nostru care stabilește că aceasta a fost dinainte pregătită, o acțiune bine gândită, însă problema trebuie continuată. Este și problema de a demonstra de ce a fost necesar în vara anului, la 28 iunie 1711, de a semna un nou tratat moldorus de către fapt semnalat de cronicari. Noi, nu numai de neculci, dar și de pseudomustia, da? Deci a fost așa un eveniment. Deci acest tratat era în afară de diploma de la Lutsk. Deci problema trebuie cercetată a circumstanțelor semnării și pregătirile acestui tratat. Deci vreau să vă spun că lista acestor probleme aș putea să o continui. Și am învățat sau nu la Academia din Istanbul, de la Constantinopol și multe alte probleme sunt care trebuie cercetate și aprofundate. Lista lor, deci, poate fi continuată și în continuare. Noi ne vom opri aici, constatând aportul competitorului la deschiderea noilor drumuri spre descifrarea și rezolvarea acestor probleme. Reșind din cele expuse, consider că referatul tezii Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, probleme controversate, reflectă integral acele idei, afirmații și concluzii expuse de Victor Tvirkun în monografiile și articole publicate din el în mai multe țări la tema tezii, iar autorul lor merită să se ofere gradul științific de doctor habilitat în istorie, specialitatea 611.03, istoria universală, pe perioade. Mulțumesc pentru atenție. Domnul academician, vă mulțumesc, în special pentru sugestii date, care vă oferi posibilitatea competitorului să continue cercetările ulterioare. Și permiteți-mi să ofer cuvântul celui de-al doilea referent, doamnei Gabriela Pofoață, doctor în filozofie, profesor universitar. Deci, București, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Domnule președinte, onorați membri ai Consiliului Științific, onorată asistență, cu permisiunea dumneavoastră, nu o să dau citire referatului sau avizului la referatul tezei de abilitare. Vă asigur că a fost elaborat în spirit analitic, ai doma tezei de abilitare a domnului Tvârcun, de aceea o să încerc să apăs pe esențele tari ale tezei de abilitare cu tema Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, care aparține domnului Victor Tvârcun. L-am audiat pe domnul Tvârcun, am avut șansa să-l audiez, la foarte multe conferințe internaționale organizate în Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, care am fost implicată, în organizarea cărora am fost implicată, l-am audiat în aula Academiei Române. Mi-aduc aminte, în timp ce se prezentau aici mai multe idei și aprecieri, la conferința internațională din 2013 cu titlu Dimitrie Cantemir, educator al tuturor românilor, domnia s-a intrat pe Skype în direct de la Istanbul. A fost un moment emoționant în aula noastră, unde erau 600 de participanți la conferință. Am citit multe studii, nu toate, și lucrări elaborate de domnia sa, dânsul fiind și în bordul celor două reviste internaționale pe care eu le coordonez, Cogito și Euromentor, chiar unele dintre ele au fost publicate, dar trebuie să vă mărturisesc că referatul tezei de abilitare, pe care l-am primit pentru aviz,
ni-l prezintă pe domnul Zvârcun într-o ipostază nouă, deși dânsul prin formație este istoric. Viziunea din referat, așa cum am înțeles-o eu, este a unui veritabil filozof al istoriei, pentru că abordarea domniei sale, de data aceasta, este, aș spune, epistemologică, de factură popperiană, adică din perspectiva raționalismului critic, și am să argumentez, de ce am să explic, pentru faptul că, comparativ cu ce am văzut, cu ce am citit, cu ce am cercetat, cu ce a scris domnul Zvârcun, avem în față prima abordare critică, fundamentată științific, a vieții și activității lui Dimitrie Cantemir, prin prisma unor probleme controversate, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute, dar nu atât identificarea acestor probleme care au fost prezentate și astăzi aici de către autor, de către domnul academician, ci, aș spune, clarificarea acestora pe baza documentației exhaustive, așezarea lor în lumina adevărului istoric. Foarte inspirată, deci, față de ceea ce am citit în literatura de specialitate, și aici vreau să vă spun cu maximă sinceritate, domnul Zvârcun realizează cu onestitatea care este caracteristică cercetătorului autentic, după o etică impecabilă, o inventariere corectă, riguros științific elaborată, această inventariere, aș spune, în spirit kantian, chiar fără nicio exagerare, a celor mai renumite lucrări sau a autorilor care sunt de referință, a lucrurilor de referință din literatura de specialitate, de la dumneavoastră, din Moldova, în frunte cu academicianul Eșanu și toată echipa de cantemirologi, din România, Panaitescu, Pepe Panaitescu, Virgil Gândea, Ștefan Ciobanu, Ecaterina Țară Lungă, până la Ștefan Lemni, deci toate sursele, am fost uimită că nu i-a scăpat nimic, ceea ce arată o viziune sistemică asupra cercetării pe care domnia sa a desfășurat-o de-a lungul unei cariere academice de excepție, deci un volum de muncă inegalabil, te și mir când a avut atâta forță, atâta putere, pentru că noi știm ce înseamnă să lucrezi cu textele în original, cu izvoarele istorice, iar ce a realizat domnul Zvârcun este altceva decât există în literatura de specialitate, deci a orientat cu o abilitate extraordinară, aș spune, fără exagerare, cercetarea pe linia diversității, a multiculturalității, fapt permis de competențele multiple lingvistice, care au fost aici punctate, nu trebuie să le mai amintesc, ceea ce i-a oferit posibilitatea să vină nu doar cu, știu eu, o anumită clarificare superficială a problemelor controversate, ci cu găsirea unor soluții privind eludarea erorilor, lacunelor, anumitor inexactități care încă circulă în literatura de specialitate. De fapt, aici rezidă valoarea cognitivă a lucrării, dacă îmi permiteți. Pe de altă parte, este foarte interesantă ipoteza de lucru, pentru că noi avem de-a face cu o teză de abilitare în domeniul istoriei, istoriei universale. Ipoteza de lucru pe care, pentru care a optat, și aici tot din perspectivă epistemologică, rolul privind rolul personalității în istorie. Domnia sa s-a orientat, a ales personalitatea, nu orice personalitate, cu rol de integrator, cu rol de liant între civilizații, între Orient și Occident, cum este cazul lui Dimitrie Cantemir, cu o paradigmă de gândire care concentrează toate culturile și care îmbină în mod, aș spune, sui generis, tradiția cu modernitatea. Prin intermediul lui Cantemir, care este prezentat, cum se spune și în referat, și domnul academician a reluat cu cuvintele autorului, Cantemir ne este prezentat într-o lumină nouă, aș spune, mai puțin cunoscută, într-o multitudine de ipostaze, de la prezența sa în anturajul familiei, până la prezența sa în mediile științifice, politice, culturale, de la Moscova, Sankt Petersburg, Istanbul, fiind o personalitate complexă și controversată tocmai prin implicarea sa în viața politică, științifică, culturală a Europei de la sfârșitul secolului al XVII-lea, primul sfert al secolului al XVIII-lea. Prin aceasta, într-o manieră admirabilă, domnul Victor Zvârcun, fără a-l lăuda nepermis de mult, dar cu o abilitate fantastică, a demonstrat o stăpânire a istoriei relațiilor internaționale, a relațiilor internaționale dintre Imperiile Otoman, Imperiul Rus, Țara Moldovei, Țara Românească, Imperiul Habsburgic, ceea ce, sigur, nu-l dezminte ca și istoric.
și cantemirolog de factură internațională. Onorată asistență, aveți șansa, iată, să aveți o comunitate extraordinară, dar pentru că astăzi îl analizăm pe domnul Zvârcun, un cantemirolog cu o, cum să vă spun, o operă în ceea ce privește cercetarea activității, personalității lui Dimitrie Cantemir, care îl impune în literatura de specialitate, importanța epistemică a tezei de abilitare ca să păstrezi limbajul popelian, iată, rezidă în deschiderea unei direcții de cercetare pe care a identificat-o printr-un concept nou, da? Cantemirologia recte evolutivă, care produce cogniție și adevăr istoric în ceea ce îl privește pe Dimitrie Cantemir. Da? Deci detaliile privind viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir. În altă ordine de idei, teza de abilitare nu are doar o valoare epistemică și o valoare praxiologică, a spune cu valențe paideutice atât la nivel național cât și internațional, în sensul că ea poate constitui o bază pentru rescrierea biografiei lui Dimitrie Cantemir, aș spune chiar prima biografie din istoriografia cantemiriană fundamentată științific, cu accente critice, dar prezentate într-o manieră echilibrată, în lumina adevărului istoric, pentru care vă felicit din tot sufletul. Sigur că teza de abilitare este apanajul, de fapt un corolar al eforturilor de cercetare care au fost aici punctate, concretizate de-a lungul mai multor ani, 93 de lucrări științifice, 15 monografii, un volum imens, imens de muncă. Sigur că, ca să nu vă rețin mai mult atenția, ar fi bine să se țină cont de recomandarea acestui renumit cantemirolog de talie internațională, care este Victor Zvârcun, să se creeze, reiterez ideea de la lansare și care a fost din nou adus în discuție, Centrul Internațional Cantemir la Academia de Științe a Moldovei, care să polarizeze cercetători din întreaga lume. Cred că ar fi un aspect care ar valoriza această instituție mult mai mult și meritați acest lucru. Din partea noastră, din partea mea personal, din partea instituției pe care o reprezint, tot suportul, pentru că noi avem o colaborare științifică minunată, de care eu sunt foarte mândră în sensul bun și sunt foarte bucuroasă, pentru că vă cunosc, v-am avut invitați la conferințele noastre, am participat la atâtea lansări de lucrări, deci ne leagă o prietenie, o colaborare științifică, culturală, aș spune, unică, pe care trebuie să o amplificăm și să o obiectivăm în actualele condiții. În esență, prin amplitudinea cercetării, originalitatea și noutatea științifică a prezentării, prin arsenalul metodologic, în susținerea unor noi puncte de vedere, prin rigoarea științifică a ideilor exprimate, gradul de elaborare al tezei și limbajul utilizat, prin documentarea exhaustivă și prin consultarea unor izvoare și surse inedite din arhivele și bibliotecile diferitelor țări, cu acces în limbile rusă, turcă, engleză, germană, limba română, contribuția științifică a domnului Victor Zvârcun în domeniul istoriografiei cantemiriene depășește cu mult, spun eu, cu toată sinceritatea și responsabilitatea, standardele de elaborare și prezentare a unei teze obișnuite de abilitare. Este o cercetare științifică cu o valoare epistemică incontestabilă care va constitui indiscutabil un reper autentic pentru activitatea de inițiere și descoperire a operei și a personalității enciclopedice a lui Dimitrie Cantemir de către următoarele generații de cercetători. Susținem cu toată responsabilitatea obținerea titlului științific de doctor abilitat în istorie de către domnul profesor universitar dr. Victor Zvârcun. Vă mulțumesc mult! Doamnă profesor, vă mulțumim frumos pentru avizul destul de consistent și aprecierile înalte date referatului științific, de fapt lucrărilor științifice care au fost publicate pe parcursul anilor de către domnul Victor Zvârcun. Și permiteți să acord cuvântul celui de-al treilea referent oficial, domnului profesor Pavel Cocârlă, ca să-și expună punctul de vedere. Stimat președinte al Consiliului Științific Specializat, stimați membri al Consiliului, onorată asistență. Atenție dumneavoastră, eu am să propun referatul pe care l-am scris, l-am prezentat domnului Zvârcun și domnului secretar, având în vedere că de acum dumneavoastră sunteți o leacă obosiți, așa având în vedere că timpul se scurge relativ repede, eu am să încerc ca
În fiecare din cele capitole să aduc două, trei exemple grăitoare acolo unde este vorba de problemele controversate. Deci s-a spus de acum că referatul propriu zis, adică mai bine zis lucrările științifice analizate, sunt divizate în cinci capitole. Capitolul 1 este intitulat Istoriografia problemei controversate ale vieții și activităților Dimitrie Cantemir. În acest compartiment, domnul Țvircun evidențiază trei perioade esențiale. Prima perioadă cuprinde anii 20-30 ai secolului XVIII și ajunge până la anii 70-80 și în acest context domnia sa subliniază apariția a două lucrări care au făcut ca Dimitrie Cantemir să fie deja cunoscut nu numai în Rusia, dar și în Europa. Este vorba de lucrarea lui Mihail Schenda, care a fost publicată în 1842, lucrare în care este analizată în special istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman și trebuie să spunem că această Schenda a fost foarte uimit de faptul cum un cărturar moldovean a scris atât de bine și atunci se spune că el a apreciat această lucrare a lui Dimitrie Cantemir în fel, adică după deces, în felul următor. Soarta crudă ne l-a răpit nu de mult pe înțeleptul autor al operei Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman, dar ce a făcut el nu-l va lăsa să moară, prelungindu-i vasta și dincolo de mormânt. Și cu atât mai mult este vrednic de cinste, cu cât trecând peste toate greutățile asupra turcești, a izbutit să câștige slava unui om deosebit de înțelept. Opera lui va avea preț întotdeauna. Grație publicării acestei lucrări, de acum opera lui Cantemir a început să vină populară și a doua lucrare care este în prima perioadă este vorba de lucrarea apărută în anul 1783 în tipografia lui Novikov, lucrarea intitulată Istoria vieții și a faptelor domnitorului moldovenesc Constantin Cantemir. Tot în anii 80 am mai văzut lumina zilei, au fost publicate lucrările lui Cantemir, descrierea stării de odinioare și de astăzi a Moldovei și așa fragmente din jurnal de campania lui Petru și parțial testamentul lui Cantemir. Analizând lucrările din această perioadă, domnul Țvircun concluzionează că aceste lucrări au pus în circulație, multe idei, multe informații despre scriitorii din Moldova și aceasta, vă zic, a fost primul pas care l-a făcut pe Dimitrie Cantemir, să fie deja cunoscut în Europa. Partea a doua a compartimentului istoriografiei se referă la istoria lui Dimitrie Cantemir în operele cercetătorilor români. Este vorba de Tociliescu, Ștefan Ciobanu și alții care, vă zic că au scris lucrări și acum mă refer, Tociliescu și mai departe, și acum mă refer la cea esențială. Cea principală considerată de către domnul Țvircun este lucrarea Dimitrie Cantemir în Rusia, publicată de Ștefan Ciobanu la București în 1924. Este vorba de o lucrare pe care în istoriografia contemporană este cercetată și trebuie să spunem că domnul Țvircun are o atitudine critică față de lucrarea lui Ciobanu, menționând că acesta, citat direct, nu a reușit să evite numeroase erori și inexactități în scrierea biografiei domnului moldovean și că, citat mai departe, principalul neajuns al lucrării menționate a lui Ștefan Ciobanu îl constituie lipsa aparatului științific. În rândul al doilea, domnul Țvircun analizează și ca contribuția lui Petre Pepe Panaitescu
în lucrarea Dimitrii Cantemir, Viața și Opera, publicată la București în 1958, apreciată de către domnul Țircun ca o lucrare fundamentală. Deși dă această apreciere, în același timp, domnul Țircun, având o atitudine critică, a scrie că aici lipsește accesul la documente și că lipsa accesului la documente a făcut ca Panaitescu să trateze uneori incorrect viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir. Iată ce scrie el referitor la viața personală. Domnul Țircun notează următoare, citat direct: considerăm neîntemeiate și afirmațiile lui Pepe Panaitescu cu privire la legătura dintre Petru I și Maria Cantemir, care, în opinia lui, ar fi putut duce la o căsătorie. De altfel, Țircun a analizat în mod critic și însemnările lui Dolgorukov referitor la familia cantemireștilor. Îmi permiteți, cu permisiunea dumneavoastră, să notez și alți autori care și-au adus contribuții, vorba de Virgil Cândea, Ecaterina Țara Lungă, Paul Cernovodeanu, Mihai Maxim, Andrei Pipite și așa mai departe. Etapa a treia în istoriografia lui Cantemir, în viziunea domnului Țircun, începe cu epoca deja contemporană, cu așa zisele cercetări istorice ale celor din Republica Moldovenească. Domnul Dragnev mi-a ușurat în acest caz situația, pentru că dumnealui a constatat, a subliniat o idee foarte importantă, că atât cei care pricepeau, care aveau publicații în domeniul în istoriei lui Cantemir, se apucau, scriau diferite articole, nu la comand, probabil la comanda Comitetului Central. Iată, de exemplu, aici e indicat Rudolf Iuliș Engelgard. Eu l-am cunoscut foarte bine, Rudolf Iuliș Engelgard a scris un articol despre campania de la Prut, să spunem, campania de la Prut era una din calul de bătaie a istoricilor la comanda Comitetului Central, probabil, sau Ministerului Învățământului, pentru ca să demonstreze că, așa zisă, prietenia veșnică dintre Republica Moldova și dintre Moldova și Rusia. Și trebuie să mai spunem că ai un alt scop al acestor lucrări era de a demonstra că Dimitrie Cantemir nu este român, ci este moldovean. Și asta era de asemenea una din sarcini. Capitolul 2, zvoarele istorice privind viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir. Aici voi fi mai succint și voi sublinia că domnia sa a activat, a cercetat documente din arhivele din Rusia, Turcia, Ucraina, Austria și Suedia. O atare cercetare în astfel de arhive, practic, s-a făcut pentru prima dată în Moldova și putem afirma cu toată certitudinea că este vorba de un pionierat în cercetarea, în valorificarea surselor care până acum nu au fost puse deocamdată în circuit. Meritul deosebit al lui domnul Țircun aceasta este constat în aceea că dumnealui nu numai că a enumerat denumirea arhivelor în care s-a inspirat, în care a făcut material, dar ceea ce este deosebit de important pentru viitorii cercetători și mai departe, este faptul că dumnealui nu numai că arată arhiva, dar numește și fondul. Numind și fondul, văd că dumnealui dă de fapt deja de înțeles că cei care s-o duce să nu aibă problemele astea, adică dumnealui indică clar unde s-a găsit și cei care doresc să studieze mai departe, nu au decât să iei aceste fonduri. Deci sunt numite arhivele de stat de acte vechi a Rusiei, sunt numite, documentele din Federația Rusă, arhiva militară și așa mai departe, nu o să numeralizez. Vreau să atrag atenție la un succes, la faptul că domnul Țircun, deși a publicat atâtea lucrări, continuă să lucreze asupra acestei teme și în calitate de argument vă aduc următoare, citat direct. La moment am identificat și am prelucrat în total, vă atrag atenția, 137 de documente inedite cu caracter epistolar aparținând Dimitrie Cantemir. Aceste scrisori erau adresate după cum urmează și urmează, vă zic, cu erau ele adresate? Lui Petru, Ecaterina, lui Menșco, Macarov și așa mai departe, și așa mai departe. Adică ideea expusă de către unii istorici, cum că el, nu era atât de productiv, perioada aceasta nu rezistă criticii.
O altă categorie de documente, afară de documente de arhivă, în viziunea lui domnul Țircun, sunt cele care sunt publicate în diferite colecții, adică fragmente, în special rapoarte și dispoziții prezentate în Senat și alte categorii de documente destul de importante. Cele etapa sau documente de categoria 3 sunt documentele publicate în care se referă direct la istoriografia domnului Moldovean. Este vorba în special de jurnalul sau însemnările zilnice ale veșnic credinciosului de pomenire împărat Petru I și de asemenea trebuie de menționat documentele personale care le-au scris, care le-a scris Ivan Ilinski, unul cel care a cunoscut foarte bun pe Dimitrie Cantemir. Capitolul 3 și capitolul 4 sunt consacrate problemelor controversate. Aici sunt câteva exemple clare ale acestor probleme controversate. Vreau să subliniez doar următoarele, că noțiunea aceasta de problemă controversată, din franceză controversé, înseamnă nu altceva decât discuții în contradictoriu asupra unei chestiuni principiale de către două sau mai multe persoane. Vreau să spun că aici sunt aduse mai multe exemple, nu o să le citesc, dar pur și simplu vreau să spun că în acest capitol dumneavoastră se manifestă ca o persoană care cunoaște foarte bine nu numai ce au scris dumneavoastră, dar ce au scris alții de mai departe și mai departe. Este vorba aici și de lucrările apreciei lui Țircun, că unele aspecte, pe de o parte, va să zic că ale acestui material reflectă ceea ce a văzut Dimitrie Cantemir în Constantinopol și respectiv ceea ce a văzut Dimitrie Cantemir în alt aspect, adică, în primul rând, el analizează cultura care a văzut-o Dimitrie Cantemir la Istanbul, iar pe de altă parte, evenimentele politice cu care autorul deseori discută în lucrare. Spre deosebire de predecesori, deja s-a spus, campania de la Pruta lui domnul Țircun, campania de la Petru I, este tratată nu ca un element izolat, ci ca încredințează ca o panoramă vastă a unei direcții noi și așa mai departe. Analizând textul complotului Constantin, capitolului, constatăm că autorul evidențiază în text astfel de probleme ca campania de la Prut, numărul moldovenilor care s-au înrolat în unitățile de oaste ale Dimitrie Cantemir, neaderarea sârbilor și așa mai departe. Iată cu aceste probleme autorul deci discută și își expune punctul său de vedere. Trebuie de spus că în acest compartiment un rol deosebit aparține relațiilor lui Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir și vreau să spun că analizând materialele respective, autorul concluzionează următoarele, își expune următorul punct de vedere. Cercetări efectuate din noi, scrie în continuare Victor Țircun, arată că în urma contactelor directe dintre Dimitrie Cantemir și Toma Cantacuzino, agentul domnului Muntean, s-a ajuns la un compromis rezonabil și că, spre deosebire de alți citori, scrie în continuare autorul, investigațiile noastre arată că Toma Cantacuzino nu a urmărit scopul de a-l lichida pe Cantemir, ci de a plana conflictul cu domnul Muntean. Această opinie este confirmată în viziunea autorului prin faptul că ulterior Toma Cantacuzino a trecut în vara anului 1711 cu unele unități de oaste munteană de partea moldovenilor și a rușilor. În capitolul 4 este intitulat Probleme controversate din viața și activitatea domnului Cantemir în Imperiul Rus. Trebuie spus că în acest compartiment domnia sa arată că descoperirea, publicarea și punerea în circuitul științific a unui important set de documente necunoscute face ca aceste probleme controversate să fie puse în prim plan.
După cum a subliniat domnul Țircun, el evidențiază două perioade distinctive, perioada 11-14 și 15-23. Vrem să subliniem că în acest aspect important analizat de către domnul Țircun în ceea ce privește aflarea lui Dimitrie Cantemir în Rusia, este, vă să zic, cel al relațiilor compatrioții săi în primele luni de refugiu, de îndată ce convoiul Cantemir a ajuns la Kiev. Cele mai complicate relații în viziunea lui domnului Țircun, aflându-se sau înainte sau în timpul plecării în Rusia și după, au fost, vă zic, relațiile intenționate cu boierii și slujitorii și, în primul rând, cu hatmanul Ion Niculci. Documentele depistate de domnul Victor Țircun au demonstrat că, cu permisiunea țarului, Cantemir le-a mânat acestora scrisorilor de întoarcere. Acest fragment din acest capitol vine să demonstreze că, aflându-se în Rusia, Dimitrie Cantemir nu mai era un domn independent, ci, vă zic, îndeplinea, de fapt, misiunile care le dădea țarul. Documentele descoperite de domnul Victor Țircun i-au permis acestuia să nu fie de acord cu opinia expusă de Ștefan Ciobanu, cum că, aflându-se în Rusia, Dimitrie Cantemir s-a bucurat de drepturi aproape nelimitate. În calitate de contraargument, domnul Țircun aduce un fragment din decretul lui Petru I din 25 noiembrie 1718, prin care lui Dimitrie Cantemir îi se interzice, citat direct, de azi înainte să nu trimită pe nimeni în afara barierei puse la frontiere fără actul de trecere. Acest act de trecere trebuia să fie numai decât semnat de către un reprezentant al administrației ruse. Tot în acest compartiment Dimitrie Cantemir în Rusia, se constată, domnul a ridicat un șir de documente care arată demersurile pe care le făcea Cantemir ca să îi se împlinească promisiunile care le-a dat Petru I atunci când au pornit în Rusia. Și mă zic că este interesant că Cantemir scria veșnic, în special lui Menșikov, care, deja fiind bolnav și văzut că cei care l-au însoțit pe el în Rusia, el scrie lui Menșikov o adresare în care îl imploră următoarele, ca, citat direct, moldovenii sărmani și ruinați total, să le dea un răgaz în privința banilor, până când vă moi însănătoși. Aceasta înseamnă că deja când Cantemir era deja bolnav și mai departe, când moldovenii, o parte moldovenii erau săraci lipiți pământului, vă zic că el insistă, administrația rusă nu răspunde la solicitările lui Dimitrie Cantemir. Și trebuie de spus mai departe că, aflându-se în Rusia, Țircun a lucrat asupra unor lucrări care, vă zic că, la imortalitate, dintre care descrierea Moldovei 1716, istoria creștinii din Creștinul Imperiul Otoman, sistemul sau întocmirii mahomedane și așa mai departe, Trebuie de spus că o bună parte a acestor lucrări este când au fost ele publicate, când au fost ele scrise, vă zic că aparține autorului, adică domnului Țircun. În plus, autorul a dovedit că majoritatea lucrărilor au fost scrise la comanda țarului. Și în capitolul 5 revenim la subiectul probleme controversate privind identificarea și aducerea osemintelor Dimitrie Cantemir în România. Trebuie să spun că aici domnul Țircun este original, original în felul lui. De ce? Pentru că deși este cartea Dimitrie Cantemir, este Cantemir, destinele sau Cantemireșilor, cam așa se cheamă, dacă nu mă numesc, Dinastia Cantemireșilor, da, ediția academică publicată la Chișinău în 2008, trebuie spus că textul care îl dă
domnul Țircun diferă totalmente de ceea ce este scris în dinastia Cantemireștilor. În dinastia Cantemireștilor, dacă ați observat, dumneavoastră, accentul se face mai mult pe politică. Cine era când l-au adus, cine era, care au fost ceremoniile, cum l-așteam, l-am luat, așa mai departe. Domnul Țircun însă vine aici cu o idee foarte originală, care nu o întâlnim până acum. Este vorba de întâlnirea, la să zic, uneia dintre prietenii săi cu Dicu, românul care a plecat în Uniunea Sovietică, Iosif Dici, Dicescu, poet scriitor sovietic, care, vă zic, l-a informat pe cum a auzit la taică-său, cum că, ridicându-se pe șantier, a vorbit cu un călugăr grec despre demolarea între cinci a bisericii, care însă afla o seminte cantemireștilor. Și tot aici, vă zic, la domnul Țircun, vedem că aflăm cum că a fost trimisă chiar și o scrisoare. A fost în adresa Comisarului Poporului pentru Afaceri Externe și așa mai departe. Și după care, deja a doua zi, vă zic, distrugerea bisericii unde a fost înmormântat Dmitrie Cantemir a fost interzis. Ce este interesant este că domnul Țircun și data aceasta pune la îndoială povestirea cu Dicescu Dic. Care sunt contraargumentele domnului Țircun? Este următoarea, că odată ce mănăstirea a fost demolată deja în 1923, așa nu mai putea fi niciun cler grec care să povestească ceva despre anul 1923. Afară de aceasta, el spune că scrisoarea aceasta despre care se menționează în textul de la care a fost auzită, ea n-a fost găsită nici până acum. Și odată că n-a fost găsit, odată și nu este găsit până acum, dumnealui, având o atitudine critică, pune la îndoială faptul că anume așa s-au derulat evenimentele. Stimați colegi, în general, în viziunea noastră, textul referatului științific Viața și activitatea Dmitrie Cantemir, probleme controversate, corespunde cerințelor înaintate față de astfel de gen de lucrări. În același timp, textul referatului științific nu este lipsit de unele lacune, dintre care menționăm. Era necesar de precizat locul de naștere al lui Dimitrie Cantemir, pentru că acest subiect figurează, de fapt, cam voalat în compartimentul autoreferatului, unde spus sunt probleme controversate. Acolo sunt vreo 10 sau 12 rânduri și în prim plan acolo e subiectul locul nașterii lui Cantemir. Eu de ce spun lucrul ăsta? Pentru că am controlat articolul publicat în Domnii Moldovei, am publicat în această dicționare și în dicționare și totul scris că e născut la Iași. Deoarece în text prezintă în permanență sintagma documente noi, considerăm că era cazul ca în capitolul 2 referatului să facă o clasificare mai amplă a acestora. Vreau să spun că atunci când este vorba de istorie, vor în compartimente, se dau în special grupurile de surse. Eu cred că ar fi fost și mai bine, ar fi câștigat autorul și lucrarea dacă ar fi, iată, de exemplu, a găsit un set de documente în arhivă originale, de făcut o microclasificare. Ar fi mai ușor de folosit decât studenți. În articolul 3 și 4 trebuia de nuanțat principale probleme controversate ale problemei, argumentele și contraargumentele autorului care le-a cercetat într-o măsură sau alta aspecte legate viața lui Cantemir. Onorată asistență. Depistarea în arhivele accesibile și punerea în circuitul istoric a unor documente valorificate referitor la viața și activitatea lui Dmitrie Cantemir, publicarea unui număr impunător de studii, s-a spus de acum total 185 monografii, evidențierea și cercetarea la un nivel științific înalt a unor probleme controversate din viața și activitatea lui Dmitrie Cantemir, ne determină să ne pronunțăm pentru acordarea domnului Victor Țircun a gradului științific doctor habilitat în istorie la specialitatea 611-03, istoria universală. Vă mulțumesc pentru atenție. Domn profesor, vă mulțumim. Ținând cont că ședința de astăzi rost este urmată și după dorată, știți dumneavoastră să fiți numiți prim referent. Da. La toate celelalte ședințe. Da, mulțumesc. Stimați colegi, ofer cuvântul domnului Victor Cercul să răspundă la obiecțiile și sugestiile referențelor oficiale. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnul președinte. Stimați
Colegi, deci la prima întrebare spusă de domnul profesor, doctor habilitat Trencu, vis-a-vis de autenticitatea osemintelor lui Dimitri Cantemir. Se poate discuta că eu am continuat aceea idee care a fost expusă deja de domnul profesor, membru corespondent Academiei, Dimir Menonș Dragnea, că lespede, absolut, care au fost identificate că lespede de pe mormântul Dimitri Cantemir. Absolut nu are tangență cu Dimitri Cantemir, în genii cu Cantemirești. Asta e prima. A doilea moment, eu vreau să vă spun că descrierea osemitelor care au fost deci, deshumate arată că cadavrul acesta, deci el a fost îmbrăcat în hainele orientale. Mai mult ca atâta cu cușac persan. Eu vreau să vă spun că în perioada respectivă Dimitri Cantemir deja nu purta hainele orientale, el purta hainele europene, 100%. Este și a doilea moment. Scrisoarea care am găsit eu în arhiva literaturii ruse, scrisoarea care a fost trimisă către așa numit Comitet pentru Ocrotirea Monumentelor din partea Muzeul de Istorie, cu solicitarea de a transmite osemintele lui Antioch Cantemir, fiul mai mic al lui Dimitri Cantemir, la mănăstirea Novodevici, unde aveau de gând să facă un fel de columbare pentru toți clasicii literaturii ruse. Răspuns. Solicitarea dumneavoastră s-a întârziat cu o lună. Adică în luna februarie toate osemintele deja au fost evacuate și duse la gunoi. Asta e una. Și în goana aceasta, în grabă, care s-a pornit după indicații care au parvenit din partea Comisariatului pentru Afaceri Externe, s-au găsit aceia ce au fost în moluza aceea a mănăstirii. Au fost încărcate împreună cu arhiva, care a fost expediată, reîntoarsă, mai bine dispus, în luna iunie, în România. Chiar atunci, în anul 1935, în iunie, când vaporul Sfânta Maria a ajuns la Constanța, s-a pornit discuții vis-a-vis de autenticitatea acestor oseminte. Numai că poziția fermă a lui Nicolae Titulescu, care nu vroia să diminueze evenimentele acestea și faptul că imediat după un an, fiindcă pe data de 9 iunie 1934, prin schimb de note, au fost stabilite relații diplomatice între România și Uniunea RSS. Iactaman, zilele acestea, în 35, se împlinea un an. Asta a fost succes al lui Nicolae Titulescu. El nu vrea să-l diminueze. Iacă de ce? Imediat a fost astupată gura la celor care veneau cu alte argumente vis-a-vis de osemintele lui Dimitri Cantemir. Dumneavoastră, foarte corect ați menționat, Dimitri Cantemir, că se poate de făcut o analiză deci osemintelor. Dar vreau să vă spun că nu cred că în timpul apropiat sau poate și îndepărtat, chestia așa să va fi efectuată. În viziunea mea, indiferent, sunt osemintele lui Dimitri Cantemir sau nu sunt, locul acesta este sfânt pentru acei care deci cercetează, care deci glorifică activitatea și viața lui Dimitri Cantemir. Asta e mormântul simbolic acestui mare cărturar. Ce ține de întrebarea doamnei profesor Pohoasa vis-a-vis de legăturile între Dimitri Cantemir și Leibniz? Au fost întrevederi, întâlniri între ei sau nu? Niciun document nu afirmă acest lucru. Eu pot să vă spun altceva, că au fost intermediari între Dimitri Cantemir și Leibniz
Și intermediarul acesta, în primul rând, este ambasador plenipotențial a Statelor Unite Olandei în Constantinopol. E vorba de colier care a fost foarte bun cunoscut și cu Leibniz și cu Dimitri Cantemir. Și prin intermediul lui s-au stabilit aceste relații și promovarea numelui lui Dimitri Cantemir în Europa. Ce ține de surse? Eu vreau să vă spun, doamna profesor, că cel mai mare neajuns, și am menționat și nu odată chestia aceasta, pentru acei care studiază, cercetează viața și activitatea lui Dimitri Cantemir, asta lipsă de documente, lipsă de izvoare. Și vreau să vă spun că acele documente care au fost depistate în diferite arhive, inclusiv a Federației Rusă, ne dau posibilitatea de a afirma că, într-adevăr, opere lui Dimitri Cantemir, buna parte din inclusiv și creștere și descreștere Imperiul Otoman, au fost scrise la comandă a țarului. Ce ține de soarta brâncovenilor și cantacuzenilor? Același lucru. Mai mult ca atâta, însuși Petru I scria opera care se numea Istoria Svetskei Vaine, adică istoria războiului nordic. El a fost autor, redactor și ce e interesant, eu găsesc inscripțiile lui Petru I care vorbește. Pasajul respectiv trebuie să fie preluat din opera lui Dimitri Cantemir, cu tare și cu tare. Despre ce vorbește acest lucru? Legătură foarte strânsă. Așa. Dacă am răspuns la primele întrebări. Ce ține... Dar apropo, domn profesor, eu vreau să vă spun că... L-ai convins, l-ai convins, așa că știu. Problema e că... Dacă întrebam Nevoaria Cantemir, că dacă întrebam Nevoaria Cantemir, tot nu terminam niciunul. Dar Ce ține de obiecțiile și sugestiile propuse de domnul... Academicia Dragă. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate că trebuie să continuăm cercetările, studiile în diferite arhive, atât a Turciei, Federației Ruse, Austriei, Suediei, Marii Britanii și Franței. Eu sunt absolut convins că a să găsim niște noi descoperiri, noi fapte, noi date vis-a-vis atât de viața lui Dimitri Cantemir, ca și deci succesorilor a lui. În primul rând, de Antioch Cantemir, care a fost, dumneavoastră, foarte bine cunoașteți, ambasador și în Marea Britanie și în Franța. Ce ține de traducerea creației epistolare a lui Dimitri Cantemir din limba rusă în limba română. Eu vreau să spun că acest lucru se face și eu sper, parțial el deja a fost publicat, deci cartea care a ieșit la București în sfârșitul anul 2017, sunt câteva scrisori a lui Dimitri Cantemir, deja traduse din limba rusă în limba română. Eu sper că către sfârșitul anului acesta, poate începutul anului viitor, deci un volum cu aproape 200 de documente absolut noi, scoase din arhivele Federației Ruse, vor fi traduse și publicate în limba română. Ce ține de opera lui Dimitri Cantemir vis-a-vis viața brâncoveanu și cantacuzino? Eu nu pot să fiu de acord cu Dimir Mironci și pot să vă spun de ce. Când în anul 1719, Pavuna sau Pauna Cantacuzino vine în Rusia, ea nu vine pur și simplu nechemată. În cea mai mare parte, asta a fost rezultatul, deci corespondenței între Dimitri Cantemir și ea. Mai mult ca atâta, ea venea cu copiii, cu doi ficiori. Și credeți unde a stat ea la sosirea în Imperiul Rus? Ea a stat la Sankt Petersburg în casa lui Dimitri Cantemir. Acolo a stat. Mai mult ca atâta, grație deci, lui Dimitri Cantemir,
ambii ficiori au fost înrulați în regimente de elită a Rusiei. Și unul din copii, e vorba de Radu, sau Răducan, a fost participant a campaniei persane în 1722, alături de Dimitri Cantemir. Care e rivalitatea între Cantacuzino și Cantemir? Nu? Văd. De ce ține de periodizare? Deci, eu vreau să vă spun că periodizarea, în cea mai mare parte, este legată de primul pas de a face acest lucru, de a structura istoriografia cantemiriană. În interiorul, fără doar și poate, poate fi deci, perioade mai barunte, mai... Subperioade. Subperioade. Dar noi vorbim de principiu, prin ce se deosebește în esență aceste perioade. Prima, a doua și a treia. Și am încercat să prezint această diferență. Dacă la ce vroiam să menționez. Apropo, ce ține de sugestia domnului profesor Cocârlă vis-a-vis de izvoare. Eu vreau să vă spun că se poate de clasificare este dată. Dumneavoastră propuneți altă clasificare, adică în cadrul acestor a creației epistolare, documentelor. Eu vreau să vă spun că parțial chestia aceasta a fost făcută chiar atunci când am prezentat articolul său în culegerea dedicată domnului Dragnea, care a ieșit, dacă nu greșesc, anul trecut. Unde descriu izvoarele legate și analiza izvoarelor, documentelor legate de viața și activitatea lui Dimitri Cantemir. Iată acele răspunsuri cu care eu vin la sugestii, propuneri și obiecții dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Sercur, vă mulțumesc. Mă adresez acum către referenții oficiali, dacă sunteți satisfăcuți de răspuns. Dacă nu, încercăm să polemizăm, să mai discutăm. Da. Atunci, trecem la cealaltă etapă a discuției noastre. Cred că e de acord, dacă... Ei, noi avem posibilitate să mai polemizăm. Eu aduc argumente. Acum trecem la cealaltă etapă a discuției noastre și ofer cuvântul persoanelor din sală care vor să-și expună punctul de vedere față de referatul științific pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat în baza lucrărilor publicate. Vă rog, cine? Dacă sunt doritori? Nu. Da? Ai posibilitatea și aici, da, poftim. Nu membrii consiliului. Membrii consiliului așa să-ți dăm cuvântul. Deci, celor din sală, în afară de membrii consiliului științific, fiindcă după aceasta urmează să iei cuvântul membrii consiliului științific. Dacă nu sunt, trecem la cealaltă etapă, unde oferim cuvântul membrilor consiliului științific, care urmează să se expună părerea despre originalitate, noutate științifică, valoare științifică și aplicativă a referatului științific. Dar știți cum? Eu am citit ce ne spune regulamentul. Asta nu înseamnă că noi urmează să mai... Nu, aici e succint. Succint, spun, asta nu înseamnă că noi urmează să răspundem doar la aceste întrebări. Putem să intrăm și în discuții, putem să nu fim de acord, așa că... Da. Deci, și o să ofer cuvântul conform listei care este publicată în referat. Eu oferim cuvântul domnului Ion Chertoagă, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător. Vă rog, domnul Chertoagă. Onorată asistență. Stimați membri ai Consiliului. Citesc cu... Domn Chertoagă, o secundă. Stimați colegi,
operăm cu timpul așa fel ca să nu se primească să vorbim ca referenți oficiali. Noi mai succint. Da, eu am citit, am citit cu interes teza prezentată de, de competitor în formă de autoreferat și o bună parte din lucrările pe care domnul competitor a editat până acum referitor la viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir. Ce pot să spun? Că eu am, urmăresc cu mare interes această tematică, deoarece ea face tangență în mare parte și cu tematica mea de studiu. De studiu. Și mie mi-a atras atenție mai multe lucruri care, la care mă refer, mai multe lucruri la unii dintre acestea mă referi în continuare. Vreau să, după cum au observat eu și poate și alții au observat din, din cei care sunt, asistă la această susținere, că Dimitrie Cantemir, domnul Circun a mers pe urmele lui Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir a fost în Moldova și în România, respectiv, a fost în Turcia și a fost în Rusia. De asemenea, și domnul Circun a fost cu diferite ocazii în aceste locuri și a avut posibilitate să studieze și nu numai locurile, nu a admirat acolo, știu, monumentele, dar și a lucrat în arhivă foarte intens. A studiat literatura, a avut posibilitate să studieze și, și datorită faptului că a învățat limbile române, ruse, engleză și turcă. Și desigur că importante sunt lucrările lui, lui domnul Țărcut, deoarece lucrările lor, ele nu se citesc numai cei care cunosc limba română, ci cei care cunosc și alte limbi, inclusiv de circulație internațională. Iată, asta e foarte important și desigur că vorbind despre lucrări, despre aspecte și problemele controversate referitor la viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, asta este important pentru că ele pot să fie citite de diferiți cercetători, nu numai din țara noastră, dar de peste hotare. Sigur că eu m-am convins că este important faptul că noi scriem în diferite recenzii la lucrările publicate referitor la istoria noastră națională și le scriem în limba română, în revista de istoria Moldovei, zonă de istoria românesc, dar lucrarea este scrisă și în limba rusă. Rușii sau cei care au scris, ei nu sunt familiarizați cu cei ce noi i-am criticat autor respectiv și eu am avut experiența aceasta și când acolo la recenzie nu este luat în considerație, fac trimitere fără nicio jenă la lucrările care sunt foarte controversate referitor la istoria noastră națională. Așa că, în această privință, prioritatea lucrărilor domnului Circun. Când vorbim noi despre opera lui Dimitrie Cantemir și despre faptul că a ajuns în Rusia, că la început el nu prea, sigur că unii autori au dreptate, că el era cam într-un fel puțin izolat, dar începând undeva de pe 1716, Dimitrie Cantemir este foarte, foarte mult solicitat de către clasa politică și, în primul rând, de către țarul Rusiei. Sigur că în Rusia au venit din mai multe țări persoane destul de importante. Ei s-au evidențiat pe linia militară, eu știu, politică, dar și științifică și literară. Iată, Dimitrie Cantemir era important, în primul rând, și ca politician, dar mai ales ca
savant, pentru că el a fost unul din, dacă nu primul, unul din primii enciclopediști europeni. Și iată, în privința aceasta, iată, Rusia, la 1916 deja încheia deschiderea unei ferestre în Europa și se pregătea să deschidă și alte fereastră înspre Orient. Și Dmitrie Cantemir tocmai era potrivit pentru pentru acest scop, deoarece el deja, la 1716, nu știu, s-a început războiul dintre Austria și Imperiul Otoman. Eugen de Savoia, un talentat conducător de oști austriac, a obținut noi victorii împotriva otomanilor și Dmitrie Cantemir ar fi vrut să vină să revină în patrie, să domnul profesor, noi. Vă rog aprecierea lucrării, da. Fără și iată știm, în această privință tocmai este important că lucrările domnului Țvircun, că el într-un fel este apreciat, vreau să justa valoare, activitatea lui Dmitrie Cantemir și aceasta, într-un fel, arată și lucrările care au fost publicate. El de vreo 5 ori depășește minimum care este necesar pentru susținerea tezii de doctor habilitat, mai vorbim de monografii care... Da. Da, și într-un fel, eu sigur că consider că lucrarea care a fost prezentată astăzi este la nivelul unei lucrări de doctor habilitat. Mersi. Da, vă mulțumesc. Ofer cuvântul domnului Victor Ghilăș, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător. Mulțumesc. Stimați membri ai Consiliului Științific, onorată asistență, mă voi referi la generalități în cheia solicitată și recomandată de domnul președinte. Tema înaintată spre susținere aduce în discuție o tematică axată pe studierea problemelor controversate ale vieții și activităților lui Dmitrie Cantemir. Aspirantul la titlul științific are o experiență bogată în studierea tematicii cantemiriene, materializată, cum s-a remarcat aici, în 15 monografii și 93 de studii și articole publicate în țară și în străinătate, inclusiv în limbi de circulație internațională, fapt ce denotă și exprimă vizibilitatea sporită a rezultatelor obținute de cercetător a subiectului în discuție. Autorul investigează tematica pretextată în titlu, încadrând-o într-o nouă direcție de cercetare pe care o definește cantemirologia recte evolutivă, pagina 7. Lucrarea respectă cerințele de actualitate, având în vedere faptul că studiul reprezintă un suport considerabil pentru știința istorică, are și o conotație aplicativă, utilă pentru cercetările din domeniu, precum și pentru cursurile didactice din învățământul universitar, dar totodată deschide posibilități pentru o mai bună cunoaștere a vieții și activităților marelui cărturar Dmitrie Cantemir. Scopul propus spre investigare și implicit al tezei se rezumă la realizarea unui studiu complex, interdisciplinar, abordând, citez, diverse aspecte a problemelor controversate ce țin de viața și activitatea multilaterală a lui Dmitrie Cantemir și formularea unor soluții în vederea eliminării lacunilor, erorilor și inexactităților acumulate până în prezent în literatura de specialitate, citat închis, pe care considerăm că l-a atins cercetătorul. Alegerea temei de cercetare a fost susținută într-un mod constant de experiența bogată dobândită de autor prin numeroase studii întreprinse pe parcursul mai multor ani în bibliotecile, arhivele din Turcia, Rusia, România și alte țări. Teza este scrisă conform cerințelor privind structura acestui tip de demers și teme investigate, fiind compartimentată, cum s-a menționat, în cele 5 capitole, ce se completează, căpătând unitate și consistență la nivelul problematicii studiate. Lucrarea poartă un pronunțat caracter polemic. De asemenea, se poate menționa că, în linii mari, materialul este organizat și structurat după logica cercetării, sistematizat, coerent, autorul dând dovadă de abilități
înalte de identificare, analiză și sinteză a literaturii de specialitate. Studiul se bazează pe un suport bibliografic constituit din 180 de surse, suficient pentru investigarea de față. Sursele bibliografice la care s-a apelat sunt relevante și reprezentative pentru tema studiată. De la o etapă la alta, lucrarea a suferit îmbunătățiri substanțiale, acribie în primul rând. De asemenea, considerăm binevenite recomandările formulate, menționând în primul rând pe cea ce se referă la fondarea unui centru de cercetare la Chișinău, așa cum în la Chișinău există suficiente resurse umane și intelectuale pentru fondarea unui astfel de centru. Mai subliniem faptul că pe parcurs a fost receptiv la acele sugestii care au fost înaintate la ședințele seminarilor de profil. Mă refer în primul rând la reformularea taxonomiei, înlăturarea unor greșeli lingvistice, expresii stilistice reușite, la unele surse bibliografice care au scăpat sau din motiv tehnic sau, mă rog, poate nu a ajuns până la ele cercetătorul. Considerăm că studiul domnului Victor Țurcun, elaborat ca teză de doctor habilitat în baza lucrărilor și susținute public astăzi, pe 6 martie 2019, în cadrul Consiliului Științific Specializat, merită să fie apreciat favorabil conferirii titlului științific solicitat. Menționăm în final că, cu toate că a intervenit pe parcurs, sau a mai rămas unele chestiuni care pe viitor ar putea fi rectificate. Bună oară, la bibliografie, formularea sistemul sau întocmirea religiei mohamedane este ortografiat greșit. Nu mahomedane, dar muhamedane. În continuare, sursa cu numărul 67 este indicat greșit, este o greșeală tehnică, ușor de reparat, nu conține 695 de pagini, doar 240. Pagina 22. Dmitrie Cantemir nu a fost un istoric, nici nu și-a revindicat această calitate de istoric al muzicii orientale. Teoretician, compozitor, da. Ei, asta este așa, o chestiune mai specială, care, mă rog, bănuiesc eu, din neatenție, i-a scăpat autorului. Felicitându-l, îi dorim succes în continuare în studierea moștenirii lui Dmitrie Cantemir. Domn Ghelăș, vă mulțumim frumos și ofer cuvântul domnului profesor Petrenco. Domnule președinte, în momentul de asistență, domnul Victor Țurcun a prezentat, de fapt, este referatul științific, este rezumat al tuturor lucrărilor care le-a publicat el și citind acest referat și niște lucrări care le-a publicat, constatăm că posedă foarte bine istoriografia problemei, posedă foarte bine izvoarele și el a intrat în memoria colegilor noștri ca omul care deschidea arhiva și omul care închidea arhiva. Adică un om foarte stăruitor, asta el cu mânuța lui totuși o cercetat și o citit. Acum, eu am și eu două pagini. Eu ce vreau să vă spun? Există niște subiecte pe care domnul Victor Țurcun îi trece așa ușor cu vederea. În primul rând, trebuie de spus aici că în ceea ce m-a legat de Dmitrie Cantemir pe Petru cel Mare era dorința lui de a institui aici în principalul Moldovei dinastie. Asta vrea el să obțină de la Petru, să fie asigurată dinastia Cantemirești. Pe urmă, el când s-a dus în Rusia, el a fost decepționat, și asta scrie domnul Victor Țurcun, decepționat de ceea ce a văzut acolo în Rusia. Și el a vrut să fugă din Rusia, să ducă în Austro-Ungaria. Dar Petru, având și el scoade lui, așa au făcut în așa fel, ca să-l împărăvească. Deci să-l ducă în campanii militare, să-i iei descris, să-l ocupe cu ceva, ca Cantemir să cumva să dezică de această idee. Acum, noi vorbim despre probleme controversate. I-am spus ceva mai devreme, dar cum poți pretinzi dacă nu un minut? Probabil că nu o cercetat și așa nu vorbim. O problemă din cele mai importante pentru noi este această diplomă sau acest tratat de la Lurs. Aici apar controversă, pentru că istoriografia sovietică mereu a spus că este un tratat de prietenie între Rusia și principatul Moldovei, de când, în realitate, a fost o diplomă. Și o altă problemă, despre care bibliologii au vorbit, campania de la Proces. Aici sunt, de asemenea, fel de fel de explicații, fel de fel de
explicați în sensul de ce a ieșuat această campanie de la CRUD și așa mai departe. Deci, știți cum era, eu am făcut armata, în armata sovietică, deci acolo orice ce inițiativă se pedepsea. Dacă era vorba de o grămadă de misip și trebuie adunat în ori, gata, e, nu piețele și adunat. Așa și aici, domnul Sfârșun propune un centru internațional de studii cantimirene. Ești fără. Așa e și fără. Deci, aceste probleme care sunt, poate puțin trecute cu vederea sau neilucizate până la sfârșit, de acum încolo, oprim centru internațional. Și cu o seminte, deci noi știm despre ce este vorba, știm că de fapt, e vorba de restituirea tezaurului în România. Și bolșevici au zis, hai să facem noi un cadou. O să minte lui Cantimir nu a fost atunci pretinsă de români. Da? Așa un gest. Și eu de ce spun? Dacă, eu vreau să spun că domnul Țirbun aici a mai nuanțat scrie la pagina 65. Dar aici când au vorbit, au spus că nu sunt și gata. Dacă nu se înșegat, atunci trebuie discursul să minte de acolo. Picerul scuză în fața românilor. Români, scuzați-ne, vă rog. Nu sunt o să minte lui Cantimir. Și nu știu cum, genotaf îmi pare că spuneți, așa? Genotaf. De, da. Deci, omul este așa mult, dar fără o să minte. Și atunci, atunci e mai corect față de cetățenii români. Vorbașii e în cadă. În rest, sau în cadă. În rest, eu cred că Victor Sirpon, când am lucrat împreună, a fost foarte receptiv la toate observații cu care am făcut. Este un istoric matur, este un om care are, are studii, are lucrări și eu cred că merge din timp. Domnul profesor, vă mulțumesc. Stimați colegi, vreau să confirm și eu ceea ce a spus în partea introductivă domnul profesor Petrenco, că domnul Țircur este un istoric care muncește. M-am întâlnit cu domnia sa de multe ori la arhivele din Rusia, muncind migălos asupra documentului de arhivă, fiindcă eu aveam documente care se refereau la secolul XIX, el avea documente mai timpuriu și, și natural, paleografia era diversă și când mă uitam ce, cum desfășurează el acolo, spre deosebire de textele mele care erau mult mai citețe și natural, natural că spuneam, băi, eu sunt într-o situație mult mai favorabilă. Stimați colegi, în istoria culturii naționale este, sau spunem altfel, istoria unei culturi naționale este o continuă reinterpretare de sine. O rescriere a temelor sale majore în funcție de contextele pe care le parcurge. Cunoaștere și evaluare printr-o perspectivă actuală a personalității lui Dimitri Cantemir, a problemelor legate de istorie culturii sau de tot ce a făcut distinsul savant, este o cercetare de interes major. Iată, din acest considerent, tema propusă, sau mai bine zis, lucrările propuse și scrise și publicate de, de către cercetătorul Victor Sircun sunt actuale, sunt binefinite ca teme de cercetare și, respectiv, merită a fi înaintate spre discuții și confirmarea unui titlu științific, cum ar fi cel de doctor habilitat. Pornind de la analiza datelor oferite de un bogat material informațional, în special cel inedit de, de arhivă, precum și de, de reinterpretarea realistă a fenomenelor și faptelor istorice, autorul a reușit, eu consider, să realizeze obiectivele principale care au fost puse în partea introductivă a lucrării. Caracterul inovator al referatului științific propus de către domnul Sfârcun nu poate fi pus la îndoială din considerentul că însumează prin sine o problemă de studiu actuală, cum este cea a de controversă legată de viața și activitatea lui Dimitri Cantemir. Acum câteva constatări. Prima, problemele abordate în referatul științific au un caracter original și inedit și constituie rodul muncii tip de mulți ani ai autorului, care se regăsesc în cele, cum spunea domnia sa, în cele 15 monografii, 54 de articole în reviste și 39 de articole în diferite culegeri, de vorbind de celelalte lucrări care au tangență cu problematica pusă în discuție astăzi. Doi, principiile științifice expuse în referatul științific au fost formulate în baza analizii sistematice, studierii profunde și analizii critice a izvoarelor de arhivă și literaturii monografice. Trei, evenimentele au fost puse într-o consecutivitate logică și sunt profund argumentate. Patru,
concluziile la care a ajuns autorul sunt strict argumentate în baza unui bogat și variat material factologic și organic rezultă din materialul studiat cel inedit de arhivă. Acum, cu referință la importanță. Importanța teoretică și practică a referatului științific, dar și a lucrărilor, în primul rând, aici, noi, aici trebuie să accentuăm că nu atât referatul științific, dar lucrările monografice scrise pe parcursul anilor atestă, spunem, seriozitatea, maturitatea autorului, așa, și merită cei ce el insistă astăzi la titlul respectiv care în jurul care discutăm noi astăzi. Reșind din cele expuse, consider că referatul științific prezentat de domnul Țvercun prezintă un mare interes ca obiect de studiu, este actual binevenit ca temă de cercetare și are o însemnătate practică. Prin construcții, orizontul documentar, factologic și ideatic, exercițiu concepțional și metodologic, referatul științific prezentat de domnul Țvercun țintește și izbutește să expună principiile de bază a problemei, anume probleme de controversă legate din viața și activitatea lui Dimitri Cantemir. Și în concluzie, aș constata că cele discutate și cele prezentate astăzi în cadrul seminarului științific Consiliul Științific îi dă posibilitate domnului Țvercun să primească titlul de doctor habilitat în istorie la cifrul respectiv care cere. Da. Și acum permiteți-mi să-i acord cuvântul domnului Valeriu Pasat, academician, ca să spui punctul de vedere pe marginea raportului. Vă mulțumesc, domnul președinte. Până mai expune și a pune nota pretendentul la titlul de doctor habilitat, vreau să revin la problema care a abordat-o mult stimată domn profesor Petrencu, referitor la osemintele lui Dimitri Cantemir. Domnul Țvercun ne-a explicat pe ce s-a bazat el, pe bazele materialelor găsite în arhiva în limba rusă, Rusiei Gospodarstvenii Arhivei Literaturii Iscusstva, Ergalii, așa am înțeles că pe această arhivă ați bazat mai mult, da? Nu. Mai sunt și alte, dar momentul acesta cel mai relevant. Așa. Eu o să confirm ceea ce a spus domnul Țvercun. Cu adevărat, osemintele nu sunt al lui Dimitri Cantemir și aceasta o spun pe baza arhivelor Ministerului de Externe, corespondența dintre primul ambasador al Uniunii Sovietice în România, Mihail Ostrovski, în corespondența secretă, care nu a fost încă desecretizată, în materialele Arhivele Securității de la Moscova. E foarte interesant că Dimitri Cantemir se face vinovat de moartea acestui diplomat. Că mai târziu acest diplomat, în 37, când a fost arestat, rechemat la Moscova pentru consultații și arestat, i s-au încriminat multe lucruri, inclusiv și insistența lui ca osemintele Dimitri Cantemir să fie transportate la Constanța. La Constanța avem și o fotografie, dacă cineva ține minte, unde Tetulescu împreună cu ambasadorul Ostrovski și cu Nicolae Iorga întâmpină în această corabie, cu oseminte. Lui acest, mă iertați că eu trec o leacă la altă temă, dar cred că prezintă interes pentru public. Acestui mare și interesant diplomat, care el a insistat repet să fie adus osemintele la Constanța, ei s-au incriminat aceste lucruri mai târziu și acolo s-a confirmat, adică s-a transmis nu osemintele, dar ceva, osemintele altul cuiva. Doi, i s-a incriminat de ce a insistat ca Ministerul de Externe să reîntoarcă înapoi unele caiete a lui Nicolae Iorga și acest diplomat scria lui Litvinov. Chestie foarte interesantă. Da, aceste caiete nu prezintă, aceste manuscrise al lui Nicolae Iorga nu prezintă mare interes. Dar pentru noi este foarte important ca să întoarcem acestui mare savant român, Nicolae Iorga, manuscrisele sale. El nu este mare politician, cum scria Ostrovski. Dar în limba rusă este așa o frază. Nu on imeet uho karalea. Adică el are urechea regelui României, fiindcă a fost
profesor regelui. 3. Acest, repet, mult stimat, pentru mine, în orice caz, diplomat, a făcut 5 demersuri pe numele conducerii Uniunii Sovietice ca să fie reîntors în general tezaurul României. Și toate aceste lucruri s-au întors înapoi ca un fel de învinuire, da. Și uitați-vă ce coincidență interesantă în viața aceasta. Eu, căutând urmele acestui diplomat, încă când eram ambasador la Moscova, am făcut o descoperire bună, că acest diplomat, înainte de a fi arestat, a locuit în clădirea, unde mai târziu a fost clădirea ambasadei noastre în Sovietice, a Moldovei, în reprezentanța Moldovei Sovietice la Moscova și mai târziu ambasada noastră la Moscova. Lucruri foarte interesante. Aceasta, desigur, nu puteți să descriți dumneavoastră, dar vă spun așa pentru a cunoaște lucrurile mai larg o leacă. Ce aici ține de nota care trebuie să o dau și eu referitor la munca care a depus-o domnul Victor Țvercun, nu vreau să mă repet, pentru că să spun aceleași cuvinte care le-au spus colegii mei. M-a impresionat foarte mult și lucrările și ceea ce am citit eu în autoreferat și o să spun așa, folosind lipsa metropolitului Moldovei care a fost și a plecat, un singur cuvânt. Vrednic este. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Domnul Cadmician ne-a dat un exemplu când unele răspunsuri care le căutăm pentru secolul al XVIII-lea urmează să le găsim în secolul XX. Sau poate și în secolul XXI, atunci când vom scoate la iveală o mulțime de documente unde se poate găsi adevărul. Și acum ofer cuvântul domnului Gheorghe Postică, profesor universitar, pentru a spune păsul pe marginea discuției de astăzi. Stimate domnule președinte, domnilor academicieni, onorată asistență, am asistat, cred că o să fiți de acord, la o susținere a tezei de doctor abilitat a domnului Țvercun, o susținere așa foarte interesantă, cu probleme actuale, probleme foarte importante pentru noi, pentru societatea contemporană. Aici antevorbitorii au menționat deja foarte multe puncte de vedere care se cumulează într-un torent comun potrivit căreia prezentarea de doctor abilitat a domnului Țvercun este apreciată foarte înalt și cred că nu este cazul să ne repetăm. Eu aș constata doar câteva lucruri. Îl cunosc pe domnul Țvercun de peste 40 de ani și am fost martor practic la toate etapele formării și creșterii dânsului, deci începând de la admiterea la universitate, mai departe, continuând studiile universitare, vreau să remarc că domnul Țvercun și-a făcut studiile și în școala medie și universitare în limba rusă, așa, deci la acea etapă, deci a fost vorbitor de limba rusă și a absolvit universitatea cu mențiune. A fost un student foarte bun. Foarte bun. Deci, da. Și vreau să remarc că s-a dovedit pe parcurs deci un om cu o capacitate enormă, cu o capacitate enormă de muncă. Deci eu puțini oameni am întâlnit care posedă capacități de muncă a domnului Victor Țvercun. Pe lângă aceasta, domnul Țvercun deci, are și capacități intelectuale deosebite. Deci, foarte mulți ani a fost profesor universitar la Universitatea Creangă. Vreau să remarc și aici că a fost și a rămas un profesor iubit. Așa? Deci, era iubit de către studenți. Așa? Da. De ce? Fiindcă
era un profesor foarte interesant, un profesor care și în anii trecuți deci aborda istoria din perspectiva culturii. Dumneavoastră toți vă aduceți aminte, deci atitudine față de cultură, deci în trecut. Și domnul Țircun, iată, această latură a istoriei, deci cultura, deci întotdeauna a avut-o, deci în fața sa. Eu, iată, vreau numai un lucru să menționez. În 78, când ne aflam cu studenții în colhoz, în satul Coceni, o luni de zile, domnul Țircun, în fiecare zi, așa, îmi citea poezii, deci, în limba franceză, așa, de Lyon, și seara făcea lecții cu studenții, deci, despre poezia franceză, așa, despre Paul Verlaine, că și acum țin minte, deci, acea lecție pe care a făcut-o, da, așa, în 78, așa. Deci, iată, acest atașament față de cultură l-a păstrat și faptul că atunci când s-a aflat, după cum a spus domnul Chirtoagă, deci în Rusia și în Turcia, de acolo unde a fost Dimitri Candemir, au fost și alți oameni, deci în Rusia și în Turcia, dar nu s-au ocupat de aceste probleme. Domnul Țircun, iată, a ridicat aceste probleme, așa, le-a cercetat și a adus în fața noastră, deci, un documentar foarte, foarte bogat. Deci problema cantimiriană e o problemă foarte veche, așa s-a scris foarte mult și te gândești, ce poți să mai spui deci, în această problemă? Iată că domnul Țircun a găsit ce să spună, fiindcă meritul lui mare este de a identifica în diverse arhive documente inedite, documente foarte prețioase, aceste documente deci, le-a publicat, le-a analizat, le-a transformat în multiple articole științifice, în monografii, și toate aceste monografii și articole științifice, astăzi se transformă, deci, într-o teză de doctor habilitat, așa, cu subiectul probleme controversate, deci, este o teză, așa, de analiză, deci, o sinteză analitică a ceea ce a fost Dimitri Cantemir. Deci, este o lucrare, așa, originală, este o lucrare de noutate, deci este o lucrare care vine cu noi puncte de vedere, deci în această problemă. Și cred că această lucrare merită și va merita în continuare toată atenția, deci istoriografiei, dar și opiniei publice. Și în acest context eu susțin și părerile antivorbitorilor că domnul Victor Țircun, prin ceea ce a făcut, așa și ceea ce ne-a prezentat astăzi, merită pe deplin titlul de doctor în istorie. Habilitat în istorie, fiind un istoric performant. Domn profesor, vă mulțumesc. Și acum pentru o remarcă, domnul academician, vă rog. Eu am vorbit cel mai puțin, deci dacă îmi permiteți, încă o minută, să eu din timp pentru... Am văzut că a prezentat interes ceea ce am spus eu despre Mihail Ostrovski. Când a discutat la Viena Litvinov, ministrul de externe a Uniunii Sovietice și cu Titulescu, referitor la restabilirea relațiilor dintre România și Uniunea Sovietică, Titulescu a avut câteva condiții. Adică viitorul... Litvinov n-a avut condiții referitor la viitorul ambasador a României în Uniunea Sovietică, dar Titulescu a avut câteva condiții, niște condiții foarte dure. Le-a spus oral și pe urmă i-a trimis o scrisoare. În primul rând, că viitorul ambasador să fie, nici într-un caz să nu fie evreu. Doi, niciodată să nu abordeze problema teritoriului, adică Basarabiei. Și acolo încă câteva lucruri așa mai mărunte. Acest mult stimat pentru mine, în orice caz, diplomat Mihail Ostrovski, asta pentru dumneavoastră, pentru cei din România, ca să cunoașteți. S-a născut sub Kiev, taică-său a fost un comersant pe timpul țarist, da, și după aceea a fost trimis în diplomație, a fost în relație foarte deosebit de călduroasă și bune cu Trotski, și când Trotski a fost în exil în Mexic, după aceea i-au incriminat și acest lucru, și lucra, ultima funcție a lui până a venit ambasador în România, a fost
reprezentant comercial, un sovietic la Paris. Și sovieticii au prezentat dosarul acestui viitor diplomat, ei s-au uitat, au verificat și au acceptat. Dar cel mai interesant, că nimeni de la București nu știa istoria lui adevărată. El era, nu Mihail Ostrovski, dar Moise Ostrovski. Doi, taică său l-a dat și el a terminat liceul de băieți din Bălți, el vorbea română de la București, nimeni nu cunoștea acest lucru. Și când am lucrat în Arhiva Securității de la București, am mirat un lucru. Adică securitatea din România, pe atunci, desigur, n-aveau drept să urmărească un diplomat, dar așa se mai întâmplă, da. Atrăgeau cu ochiul, da. Și el pleca foarte des și se întâlnea la Bucov, la moșia lui Constantin Stere, și discuta cu Constantin Stere. Și securitatea nu înțelege ce leagă pe Ostrovski, dar vă spun, el s-a îmbibat de cultura și de cunoașterea limbii, istoriei noastre, pentru că a terminat liceul din Bălți. Dar nimeni nu știa, pur și simplu. Și când a încercat securitatea de la București să racoleze niște oameni de la moșia lui Stere de la Bucov, că se întrebe, băi, ce discută ei, având în vedere că încă nici nu unul vorbește rusă, dar unul vorbește română. Și cei care deserveau moșia de acolo spunea, că nu știu, domnule ofițer, nu știu, fiindcă ei iese dimineața din casă și se duc toată ziua prin pădure și nici nu mănâncă. Vin și lumea se culcă și ar discute. Adică un om care a cunoscut limba și nu întâmplător, eu ziceam, cred că asta e foarte important pentru cei prezenți aici, de ce el a insistat că să fie întors tezaurul, că să fie osămintele adus acasă, că să întoarcă manuscrisul lui Iorga. El altfel vedea. Dar s-a stins în viață în gulag, a fost condamnat și a murit acolo. Mă iertați. Da, domnul Cămișor, vă mulțumim. Și acum ofer cuvântul domnului Ion Xenofontov să spună punctul de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte, onorată asistență. Am să continu și eu terminologia care a evocat-o domnul academician pasat. Sunt păslușnic în această activitate, mă conținem că a fost și în alt preasfințitul Vladimir la această ședință. Pentru mine a fost o mare onoare ca să particip la această activitate științifică de înaltă ținută. Susținerea unei teze de habilitate, eu consider că se echivalează cu o conferință științifică, un congres științific, însă și Cantimir este o mare personalitate, a asigurat punți de legătură, vedem foarte bine și cu profesorii din România și prin intermediul acestor avize elaborate de specialiști din Canada, Bulgaria, se vede că Cantemir și această problematică suscită interes în plan mondial, nu doar în spațiul românesc. Ceea ce a făcut domnul Țfircun este de o înaltă ținută științifică. Mi-a plăcut foarte mult parcursul evoluției științifice a domnului Țfircun, în noarse etape, timp de 30 de ani lucrează în această tematică, adică nu-i forțat cercetarea științifică, a trecut pas cu pas, probabil este și un exemplu pentru cercetătorii științifici mai tineri, că nu trebuie să ardem niște etape. Ca să devii un specialist autentic, trebuie să parcurgi pas cu pas toate aceste etape. Și mi-a plăcut foarte mult că dumnealui, fiind și în funcție de ambasador și de ministru, n-a abandonat cercetarea. Deci a fost copleșit de această dimensiune a cercetării, a studiat profund, a studiat limbile. Este un exemplu de cercetător autentic, complex, să zic. Pentru mine, personal, această teză, această, mai bine zis, conglomerat de cercetări științifice consacrate lui Dumitru Cantemir, sunt foarte valoroase, deoarece instituția unde activez Centrul de Cercetări Enciclopedice coordonează două colecții de carte consacrate biografiilor științifice. A ieșit 31 de lucrări în această colecție și pentru mine este un exemplu ca să văd cum elaborează și alți cercetători științifici problematica personalităților și această abordare din perimetrul cadimologiei este foarte valoroasă și o altă colecție în onoarea. Zilele acestea a văzut lumina tiparului două lucrări din această colecție consacrate academicianului Pasat și academicianului Iașanu. Ulterior, în cadrul acestei colecții a fost editată și o lucrare consacrată domnului academician Demir Dragnev. Adică Iașanu a apărut cu 2 zile înainte al Pasat. S-a respectat zodinașterea. Da. Adică despre valoarea aplicativă a cercetării
domnului profesor Sfercun vorbește de la sine. Are valoare aplicativă pentru că este o formă de cercetare pe care poate fi aplicată în domeniul cercetării biografisticii, biografiei științifice. Așa că sunt încântat de această manifestare științifică, zic în deplinul sens al cuvântului și urmează ca să mă pronunț doar cu elemente pozitive referitor la activitatea complexă a profesorului Sfercun. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Și acum oferim cuvântul domnului Sfercun. Domnul Furtuie, Cădimicianu Furtuie. Da, Cădimicianu Furtuie. Domnul Cădimicianu. Domnul președinte, ultimați membri Consiliului, eu sunt reprezentant al științelor vieții. Am venit aici la dumneavoastră și în special mă ocup cu sănătatea psihică. Și am venit aici nu întâmplător și nu-mi pare rău, fiindcă am o satisfacție deosebită ascultându-vă pe dumneavoastră, apreciind ceea ce s-a realizat de către domnul doctor Sfercun. În primul rând am erat doctor habilitat în științele educației. Profesor universitar și din sărite în privința din punct de vedere a mea susține lucrarea de doctor habilitat în istorie. Adică care este scopul? E clar că eu conștientizat că este un savant adevărat care îl interesează știința, dar nu ceva financiar pentru supraviețuirea familiei sau a dumneavoastră. Ceea ce am auzit eu astăzi ar fi bine ca să asculte nu numai eu, ca academician, dar și oamenii de rând. Fiindcă eu acum am înțeles încă o dată că noi vom aprecia la justă valoare statul nostru numai dacă vom cunoaște istoria. Dumneavoastră sunteți cei care întreprindeți totul ca să cunoaștem istoria. Ea trebuie să fie cunoscută nu numai acestor care sunt aici prezenți, dar și a tuturora care se consideră cetățenii a Republicii Moldova. Ar fi bine ca să fie o emisie specială de mai multe ori despre istoria noastră, despre oamenii care, savanții care au activat pe parcursul multor ani. Și încă ce am conștientizat. Dimitri Cantimir a desfășurat activitatea sa în epocă de mari frământări, transformări și confruntări. Adică ceea ce noi astăzi, în ce noi astăzi ne găsim. Tot așa. Adică ajung la concluzia că istoria nu s-a început și nu se termină. Și cu părere de rău, ea constă numai în frământări, transformări și confruntări. Da, confruntări. Vă mulțumesc de ceea ce ați realizat astăzi. Am auzit și am conștientizat că este necesar ca și savanții din alte domenii să cunoască istoria poporului nostru. Vă mulțumesc! Domnule academician, vă mulțumim și suntem bucuroși că v-a plăcut și vă place discuția noastră în cadrul Consiliului Științific. Și acum acord cuvântul domnului Sfercun să răspundă la întrebări, la anumite sugestii sau o scurtă mulțumire membrilor Consiliului care v-au apreciat lucrarea. De la bun început eu aș dori să vin cu cuvinte de mulțumire acel care
ne-a ghidat pe parcursul acestor... Numai nu final, sunt la finale, ne ridicăți mă mai multe, dar cum? Cu referință la cei care au vorbit la subiect. Stimați colegi, stimate domnule președinte, stimați membri a Consiliului Științific, îmi rămâne numai că să fiu cu plicăciuni în fața dumneavoastră pentru acele cuvinte și aprecieri care ați spus în adresa mea. Eu înțeleg destul de bine că, că bună parte din aceste aprecieri sunt în avans, fiindcă slava Domnului, avem încă putere și posibilitatea de a crea, de a cerceta mai departe, dar asemenea forul cum este astăzi, ne dă posibilitatea, știți, să ca, primim un import pentru deci, continuarea activității. Eu mulțumesc foarte mult pentru aceste aprecieri și vreau să vă spun că aprecieri nu atât adresate mie, nu pentru mine, în primul rând. Dar discuții care s-au pornit aici ne dau posibilitatea să vorbim cât de interesantă este persoana lui Dumitru Cantemir, care sunt legături atât de strânse de timpuri, secolul XVIII, secolul XXI, persoane care au fost de atunci și persoane care sunt astăzi. Domnul Acâncean Pasat a menționat rolul și ponderea lui Mihail Astrovski. Dar este încă o chestie care puțin cunoscută și trebuie să fie numai decât spusă, scoasă din veleag. În Comisariatul Poporului pentru Politica Externă a Rusiei, Uniunii Sovietice, mă scuzați, s-a creat un, aș spune, o grup de basarabeni care în cea mai mare parte determinau politica externă. Deci noi vorbim de Ștern, care a fost șeful Departamentului 2 pentru țările Europei de Apus, care este născut în Basarabia. Părinții lui au trăit la acum oraș, atunci au fost Satu Badolivod, după aia s-au mutat în Chișinău și au trăit pe strada da. Nu chiar departe de aici. Mai mult ca atât, au fost și alte persoane care tot au lucrat. Deci Rakovski, care avea legături foarte strânse și cu unul și cu altul. Ce ține de acele documente care au fost depistate, când facem comparație între corespondența diplomatului Ostrovski cu centrala și când facem comparația cu corespondența lui Ciuntu Edmond, care a fost tot primul ambasador al României în Uniunea Sovietică, vedem atâtea probleme interesante. Și încă o chestie, deci viața nu întâmplător le leagă. E vorba de aceea că înainte de a deveni reprezentant comercial a Uniunii Sovietice în Franța, în Paris, același Mihail Semenovici Ostrovski, el a fost reprezentant în Turcia. Să nu uităm că înainte de a veni ca ambasador plenipotențial a României în Uniunea Sovietică, același Edmond Ciuntu a fost ambasador în Turcia. Deci uitați câte lucruri care se intersectează, completează unul pe altul. Și vă mulțumesc foarte mult că dumneavoastră ați manifestat interes atât de Dimitri Cantemir, problemele controversate a vieții și activității lui, dar și persoanelor care au trăit alături de dânsul și care au devenit cu mult mai târziu pasionați de această persoană și activitatea lui. Vă mulțumesc încă o dată din suflet. Mulțumesc. Doamne, cum vă mulțumesc. Stimați colegi, noi am finisat partea aceasta, spunem, de discuție a temei. Rămâne acum să luăm decizie. Deci eu vă rog, în sală rămân numai membrii Consiliului și noi vă invităm când deja luăm decizia. Thank you.
Universității de State Moldova, specialitatea 6.03 istorie universală perioadă, 5 martie 2019, în vederea conferirii gradului științific de doctor habilitat în istorie, domnul Victor Cercur, doctor în istorie, în baza susținerii publice a referatului științific a tezii de doctor habilitat în istorie, în baza lucrărilor publicate, tipul viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, probleme controversate. Au fost prezenți la vot 7 membri ai Consiliului Științific. S-a votat pro 7 membri, contra 0. Permiteți-mi să felicit de vot domnul Cercur cu susținere reprezentă a tezii. Susținerea de astăzi nu este punctul final, fiindcă s-au făcut aprecieri destul de frumoase la adresa persoanei dumneavoastră și la adresa lucrărilor publicate și a referatului științific, ceea ce vă obligă în continuare să cercetați în continuare tema și să răspundeți la cele aspecte care au rămas încă necercetate și deschid câmp liber pentru investigațiilor ulterioare. Așa că succes în continuare în studierea și rezolvarea problemelor cardinale în cadrul acestor tezi. După scurie, permiteți-mi să-i ofer cuvântul... Votați aprobarea procesului verbal. Deci vă rog, cine este pentru proiectul, pentru decizia luată în cadrul Consiliului Științific. Membrii Consiliului, 1, 2, 3. Deci, unanim. Și acum acord cuvântul domnului Ion Xenofontov, care ne va da știri proiectul de hotărâri. Așa, îl citim tot sau numai partea finală? Hotărârea Consiliului Științific Specializat de H611-030 din cadrul Universității de Stat de Moldova, la referatul științific al tezei de doctor habilitat în istorie, în baza lucrărilor publicate cu titlul Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, probleme controversate, prezentate de domnul doctor în istorie, Victor Cercun, pentru conferirea gradului de doctor habilitat în istorie. Și citesc partea finală. În conformitate cu actele normative ale Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Consiliul Științific Specializat, din cadrul Universității de Stat de Moldova, a decis a conferi domnului Victor Cercun gradul științific de doctor habilitat în istorie la specialitatea 611-03 Istoria Universală de Perioade, a solicita Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de H611-03-10 din cadrul Universității de Stat de Moldova de a conferi domnului Victor Cercun gradul științific de doctor habilitat în istorie la specialitatea 611-03 Istoria Universală pe perioade și a eliberat diploma respectivă. Pentru conferirea gradului științific de doctor habilitat în istorie, domnul Victor Cercun, Consiliul Științific Specializat în prezența a 7 membri cu dreptul de vot, au votat în felul următor, pro 7 voturi, contra 0. Președintele Consiliului Științific Specializat, doctor habilitat în istorie, profesor universitar Valentin Tomuleț, secretar științific al Consiliului Științific Specializat, doctor în istorie, Ion Xenofontov. Da, vă mulțumesc. Și acum vă rog, punem la vot aprobarea proiectului de decizie. Deci, unanim. Unanim. Acum? Vă rog, vreau să vă expuneți... Da, dacă poate nu sunteți de acord. Mulțumate, domnule președinte, mulțumate membri a Consiliului Științific ad hoc, mulțumate prieteni, dragi colegi. Eu, mi se pare că fiecare din cei care au trecut prin acest moment foarte important în viața sa, au avut aceleși sentimente, aceleși emoții, care am și eu astăzi. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru a fi că ați fost prezent la
acest eveniment și a spus cum vor. Dar, în primul rând, aș dori să aduc sincer mulțumesc și în vocalul meu prin academicianul Andrei Ișanu și Valentin Ișanu, care după a parcurs mai mult decenii, într-adevăr, de cooperare, de conlucrare, de prietenie, care am existat și generozitatea cu care deci, a studiat, a cercetat lucrările mele și care a contribuit la varianta finală a Federației Științei. Plecăciuni și mulțumiri cordiale dumneavoastră. Vreau să aduc sinceri mulțumiri acelor care au fost de referență oficială din Milionanci. Multă sănătate dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet pentru acele sugestii care a exprimat în timpul deci discuții, fără doar și poate a să fie luate în considerație și aplicate în viață. Doamna Popoță, doamna profesor Popoță, eu vreau să vă aduc cordiale mulțumiri că ați găsit posibilitatea de a veni, cum n-ar fi, dar orice drum, asta totuși este încercare, este necesară de a pune niște eforturi. Vă mulțumesc pentru aceste eforturi, pentru prietenie care ne manifestați pe parcursul acestor ani. Eu sunt absolut convins că acele idei care au fost lansate și cândva și astăzi, vis-a-vis de crearea centrului, de cooperarea comună în cercetarea moștenirii intelectuale a lui Dumitru Cantemir, neapărat a să fie realizate. Mulțumesc foarte mult, palții mei dumneavoastră, pentru acest deci, discurs minuțios. Da. Într-adevăr, de dovadă cât de nu numai că serios, dar profund a cercetat, a studiat ce referatul și cele ori care au fost scrise de mine. Aduc sincere și cordiale mulțumiri tuturor care au venit cu avize științifice vis-a-vis de referatul meu. Fie aceasta din instituțiile de cercetare din țara noastră și acele de plesticotare. Mulțumesc foarte mult doamnelor. În primul rând, vreau să aduc sincere și cordiale mulțumiri, deci doamne Șlachitski, doamne Liliana Pandratico, pentru acea cooperare, acele lungi discuții care am avut pe parcursul acestor ultimor ani și sprijinul care a fost acordat de partea dumneavoastră. Vreau să menționez un element atât de important pentru mine, pentru, știți, mersul pe care am parcurs pe perioada respectivă, mai ales cu ultimii 2-3 ani. Fără suportul, fără sprijinul, fără insistența a domnului Tumuleț, profesor, fără insistența domnului Anatol Petrenco, care spuneau că mergi și numai decât a să obții. Mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc celor care au participat ca membri a Consiliului Științific și au dat atâta de înaltă apreciere acestor lucrări care au fost deci, reflectate în cadrul referatul meu. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc prietenilor mei care sunt alături, care sunt aici. Ioan Stabilă, prieten de mileniu. Mulțumesc foarte mult. Prieteni care stau așa de modest alături. Deci, eu... Prieteni din mileniu trecut. Da? Da, deci eu. Nu din mileniu trecut, din mileniu actual am trecut. Eu nu pot să evit să nu spun cuvinte acelor care pe parcursul vieții mele este pilonul principal și care deci, ne îndeamnă să fac mai multe lucruri în societatea, în familie. E vorba de soția mea și copiii mei care au fost prezent aici. Vă mulțumesc foarte mult, dragii mei, fiul meu care stă alături și care tot are trăit foarte mult. Doamna Cnicean Culiuc, îți mulțumesc foarte mult, dragă, pentru prezență. Dar, deosebit cu de mulțumiri, vreau să aduc doamnelor care a însoțit pe doamna profesor Popoță în călătorie pe Chișinău și care astăzi, la ora 1, a făcut
făcut atât de frumoasă lansare de carte. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte, cât de bine și cât de vreau să vă spun, organizat ați petrecut. Înțeleg. Dar ce interesant, că regulamentul acesta a fost stipulat în cea mai mare parte ca scenariu din către domnul doctor Xenofontă. Vă mulțumesc foarte și foarte mult, stimați colegi. Vă mulțumesc din suflet și ne ajută.